Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai... Bună seara și bine v-am regăsit! Într-o zi nouă de marți, iată, sub o altă formă, nu așa cum știți cu toții că ne prezentăm la Fish & Tricks, la pupitrul cârligului Gagiu, pentru că am ales să facem o ediție specială având în vedere premiera pe care băieții ne-o fac în această seară și anume Lazar Adrian, CNB Bites. CNB nadă extra. Nadă extra. Da, da, mereu ne vine cu bites, pentru bites, că toată lumea e cu bites. Bites, da, da. Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea lui Andu și cu Andu din nou. Mă bucur. Și Mișu Eduard, cel cu care o să ne întâlnim și la expoziția Fishing and Hunting, care mâine deja noi începem pregătirile acolo și noi și voi am ales ca ziua de miercuri să fie una de
amenajare a standului și bineînțeles să găsiți și toate promoțiile și tombolele pe care le-au pregătit băieții acolo și nu numai, nu știu dacă vedeți ceva deosebit în fundalul acestui video din această seară, dar e ocupă cât mine aici. E o cupă pe care Adi a reușit să o captureze într-un concurs de Best of 21, dar de fapt a fost un Best of 42. 42, un 42. Din 42. Calificări vineri și sâmbătă 21 cu 21, am rămas în finală 21 duminică și am avut eu norocul să câștig, am avut un stand bun, așa a vrut Dumnezeu și a ajuns la CMB această minunată cupă. Bă, deosebită. Deci eu când l-am văzut pe Adi că a intrat cu ea pe ușă și am văzut-o cât e, zic, mamă, unde o punem pe asta? Zic, să-i găsesc un loc special. Și Ando a mai câștigat cupe și a mai văzut cupe. Da, dar... și am și eu aici, da. Dar uite că atât de mare nu am. Și cum e făcut de Cristi Popa. Cristi Popa, da. Senzație. Foarte frumos lucrată. Și unul e vopsit, adică da. E ceva deosebit. E inedit. Bună seara tuturor! Salutare! Alex Pavel, Sander Marius, Adrian Bunea, Sabin Dorobanțu, Radu Stănilă, Alex Popelea, Relu Popa, salutare tuturor! Stelian Cantrinescu, Mihai Mușii, vă salut pe toți și vă mulțumesc că sunteți alături de noi! Mihai Mușii, vă iubesc! Bună seara! Te pupăm, te salutăm! Salutare tuturor! Vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi într-o ediție cu totul și cu totul specială la Fish & Tricks. De ce spun asta? Pentru că ceea ce urmează să facem în această emisiune, cu siguranță vă va lăsa cu gura căscată. De ce? Pentru că CNB a ales să facă premiera, pot spune direct, premiera boilesurilor la noi în această ediție și vreau să vă mulțumesc pe această cale. Nu vor fi gata la târg, sperăm ca într-o lună, dar... O mică idee le-am adus să le testez pentru tine, dacă ești prietenul nostru, și am zis să le și prezentăm. Zi tu prima reacția mea pe care am avut-o când am dezvăluit prima cutie de boile. Prima cutie a fost una care ți-a adus amintiri plăcute și cu câștiguri bănuiesc foarte... Titlul de campion național. Național, da. Da, și ai zis, aoleu, eu le vreau pe astea că mi-aduc aminte de boilisurile respective, da, și... Mai avem și alte surprize. Exact. Bun, ce vreau să vă rog pe voi acum, în ultima perioadă, rețelele de socializare au suferit câteva modificări și noi nu am apucat să facem distribuirile necesare în seara aceasta, așa că am să vă rog pe toți să faceți distribuiri pe paginile voastre de Facebook la acest link. Da? Dați X ușor la chat, s-a lăsat jos, frumos, așa cum trebuie să se lase și peștele pe patul de nadă, trimite... și postați pe paginile voastre de Facebook. Ne ajută foarte mult și like-ul pe care trebuie să-l dați cu toții, să nu uităm de el, pentru că atâta timp cât suntem aici pentru a dezvolta fenomenul pescuitului, haideți să ne și ajutăm reciproc. Bun, o tombolă căruia i-am dat-o... Uite, eu am aici o mică problemă, dar se rezolvă imediat. Deja i-am dat... Mișu, se aude puțin Adrian, un pic mai tare sau ceva am aici? Probabil deci stau la distanță eu. Da. Se aude cum? Am primit și poza, deja tombolei, este făcută, este gata. Asta vroiam. O să o și punem în direct, dar o să o pun eu. Super. În premier acum o văd băieții pentru că da, super. Ne-am ocupat doar cu câteva minute înainte să... Vezi? Știam eu că trebuie să avem în cineva bază. Asta o să fie i-am zis de pe drum. Bineînțeles și la mergem noi pe la pagina și noastră. Și îl face Andu, să vezi. Și cu siguranță și în emisiune o să o punem. Bun. Este vorba de tombola pe care v-au pregătit-o băieții de la CMB cu care... Nu trebuie să faceți decât să cheltuiți 100 de ron pe nadă, da? Deci, cumpărați nadă CMB de 100 de ron. Ce produs? Cu reducere, orice produs de la noi, în perioada târgului de joi până duminică, va beneficia, fiecare produs va beneficia de un discount de 25%.
Exemplu, noi NADA o avem pe RAV la 27, va fi 20,25 de bani prețul de achiziție. Mai avem un tip de NADA care este 30 de lei, va fi 22,5 lei. Și la restul tot la fel. Deci vorbim direct de preț de producător aici. Chiar putem vorbi de... Cam 100% preț de producător. Felicitări, felicitări pentru această inițiativă. Este o inițiativă destul de curajoasă din punctul vostru de vedere. Dar asta ce mă face pe mine să cred ca și potențial, nu neapărat cumpărător, cunoscător, mai bine zis, este faptul că știți ceea ce faceți, vă place ceea ce faceți în primul rând și cu siguranță vă doriți să ajungă la cât mai mulți NADA CNB. Normal, asta este interesul și plăcerea de a pescui o faci cu niște scule bune, cu o NADA bună și toți din club avem aceste beneficii, adică pescuim cu o NADA de calitate și toți au 5 cupe, 10 cupe, 20 de cupe la sfârșit de an. Eu am avut două concursuri, două cupe. Am luat păchița la... Bine, ai luat una cât... Da, cât... Eu i-am spus pentru tot anul ăsta. Da. Pentru mai mulți ani, da. Ca și valoare a fost aproape 2000 de euro suma totală încasată în premii. A fost un singur premiu, o singură cupă, un singur câștigător din 42 de persoane. Și ăla Lazar Adrian. Da, s-a întâmplat, nu pot să zic, na, că sunt cel mai bun. Mersi frumos. Eu nu dau cam apă, nu e bine să dai cu apă, din câte știu. Nu sunt cel mai bun pescar, nu e cea mai bună nadă. S-a întâmplat să fie și noi tot ce încercăm să promovăm, să ne întreținem plăcerea de a pescui. Referitor la weekendul trecut, am mai câștigat încă o cupă, tot păchița lei, cu un concurs de o zi sâmbătă, cu 20-30 de minute înainte de final am luat un crab de 10,9 kg și am luat captura. Deci două cupe din două concursuri în acest an pentru mine. Felicitări! Frumos început de an! Da, da. Și atenție, într-o perioadă în care încă pescuitul nu putem spune că este la cele mai bune forme ale lui în care să le... Exact, exact. Să nu uităm că l-avem prezent aici, da, și pe Ionuț Dumitrescu, el deja face acolo ale bucătăriei. Prietenul nostru, da. Bucătărisește ceva pentru noi acolo. Pregătește și pentru noi, dar și pentru voi. Atenție că o să avem prezentare de produse noi, da, la acvariu. Produse pe care o să vi le detalieze și Mișu și Adi, prezenți aici, în această seară, cu absolut tot ceea ce doriți voi să aflați de la ei. Chestie de completat. Te rog, Adi. Referitor la tombola, am spus că la orice produs avem 110 produse, 115 produse. Avem și monturi și metoduri, quick change-uri, accesorii, nadă, micropelete, pop-up-uri, wafters-uri, 27 de tipuri de wafters-uri, geluri, CSL-uri, porumb de silicon, mini boilies. Venind la noi în stand, cumpărând 100 de lei, care preț real ar însemna undeva la 125 de lei, intră în cursa pentru cele trei premii, care extragerea se va face duminică. Primul loc la această tombolă va fi în produse strict CMB de 2000 de lei, își va alege câștigătorul produse în valoare de 2000 de lei, la preț de catalog, adică prețul real. Și cu ajutorul partenerilor noștri, fiecare loc câștigător din cele trei premii va beneficia de voucher. La locul 1 va fi un voucher de 48 de ore de la Balta Plină Movilița Kitsa Lake de N6 și din partea colegilor noștri de la Lunca Corbului din Argeș, 10 partide gratuite. Foarte... De 12 ore. Foarte mulți, cum zice, parteneri. Lacuri aveți. Da, ne ajută reciproc. Că așa e frumos. Foarte frumos. Și cu tine, și cu lacurile, cu exact, toată lumea. Exact, așa da. E bine în viața de zi cu zi să te ajuți reciproc. Știi cum e? Adică cel puțin ce mi-a plăcut mie la mentalitatea voastră de a avea, să evoluăm împreună, practic. Corect. Despre asta este vorba și să ajutăm până la urmă oamenii cu detalii și cu până la... Detalii de la cârlig, da, până la nadă, până la prezentare de nadă, până la preparare de nadă, tot ceea ce am făcut cu voi în toate edițiile de Fish and Tricks. Când mă văd la masa asta aici am impresia că e joi, e podcast, dar nu e joi, nu e podcast, este Fish and Tricks.
Apropo de ajutor, colegul nostru Edi își comercializează și el aceste monturi. Montură cu momitor și montură cu method feeder. Le puteți găsi și pe site-ul nostru, este partenerul nostru și la el, dacă doriți comenzi, dacă sunteți persoană juridică, puteți cumpăra direct de la el. Apropo de ajutor. Da, avem și la târg, vor fi și ele beneficiază de reducere cu același discount. Foarte frumos. Pentru pescarii mai leneși. Ce comunitate frumoasă are CMB-ul, adică ușor, ușor așa vreți să... Acaparați practic toată plaja, aveți NADA, da? Aveți produse CNB, mă refer aici la produse accesorii, da? Da. Aveți și tot ce înseamnă accesorii de monturi, CNB practic. Da, forfecuțe, cărlige, quick changer, spin. Poți realiza o montură întreagă cu tot ce avem. Și o să mai vină de-a lungul timpului. Noi avem un plan măreț, dar... Întâi să se realizeze și după aia o să vorbim. Ce și vă de... lipsește? Vă lipsesc produsele astea mai mari. Vă lipsește scaunul, lansetele, mulinetele. Urmează. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Să vă dau și un detaliu așa, sau poate ne urmărește cineva și vine și la mine în emisiune ca și partener. Nu am pe nimeni în direcția asta. Da, ce avem la noi, din câte știu, e Formax-ul. Nu știu dacă este local, dar mulți îl îmbrățișează ca și... producător român, a, și catcherul, din câte mai știu, român. Da, asta, catcher. Bun, vreau să iau câteva mesaje de prin chat de pe la băieți. Vin concursurile pe noi, Mihai Mușii, da. Da, vă pregătiți de concursuri, de absolut tot. Eu nu mai am timp, m-am înscris doar la două concursuri, anul ăsta maxim la care pot să ajung. Bun, seara bună la invitați, vreau și eu să fac parte din echipa CNB. Da, e greu în momentul ăsta. Avem undeva la 40 de persoane în club, încă 30-40 de persoane în toată țara. Echipa de CMB Junior, am mai povestit, s-a mărit de la 5 persoane, avem 7 persoane în momentul de față. O să fie și din luna aprilie mai Streche lucrează la un proiect CMB feminin. Foarte frumos. Da. A făcut-o publică, numai că nu am avut timp de și chestia asta. Și tot de pescuit la feeder. Da, da. Și crab și feeder. Și feeder, că de-aia am mers pe boilisuri, că... Na, se cere din mai multe direcții și na, trebuie să fim și acolo prezent. Foarte frumos, bravo. Cu felicitări. Salutări de la Mediaș, salutări de la Cluj, salutări de prin toată țara. Sunt alături de noi, urmăritorii noștri. Mă umplu de nadă la Expo cu toate aceste oferte, ne spune Xander Marius. Un domn la Arad și-a luat câștigătorul. Edi a recomandat joi niște nadă. Vineri a fost la pescuit, a luat 8 crapi. A zis că a fost la libelulă nada de apă rece în această perioadă. Și când a venit să-și ridice premiul, a luat puține waftersuri, câteva geluri, 5-6 produse și restul numai nadă. Cred că a plecat cu vreo 20 ceva de pungi de nadă. Pă bune, da. El nu cunoștea în Arad, îți dai seama că... Și m-a întrebat pe mine, te rog frumos, dacă tu știi le folosești, recomandă și mie ceva pentru partide de pescuit. I-am recomandat larve și libelule și parcă făina de pește, nu mai știu. Nu, ceva de genul. A cumpărat joi, vineri a fost la pescuit, a luat 8 crapi între 5 kg și 8 kg, parcă da, a spus dânsul. L-ați câștigat, gata. Păi și-a luat... Mai mulți pescari au revenit în stand după ce și-au achiziționat în prima și a doua zi și au revenit și au mai cumpărat, pentru că au avut rezultate imediat a doua zi. Bine, le-a fost și la îndemână, a scutit acolo și un preț al transportului. Și prețul redus, adică a avut mai multe beneficii și timpul practic l-a ajutat pe el acolo, că dacă a venit joi, a cumpărat nada, s-a dus, a folosit-o, a aprobat-o, a văzut și reacția rapidă, e clar că a făcut treabă bună acolo. Salutare băieți, nota 10 în tot ceea ce faceți, multă sănătate. Mulțumim frumos. Salutare, treci pe verde. Da, nu, slogan, nu știu dacă ai văzut pe colegul nostru de la Joy. N-am băgat de seamă. Treci pe verde. Treci pe verde, da, și foarte pe semaforul. Tare, da, asta. Verdele este și avem și cânepa noastră. Da, e cu mai multe înțelesuri. Echipamentul e verde, nada e verde. Unii se gândesc la altfel de verde. Fiecare cu ce-l doar. Bine, am și păceat aici, inimioare verzi. Da. E, și râsete verzi, adică de toate. S-a înverzit și chatul. Xander Marius, da, dar eu nu strâng să-mi iau avertizorii Ulf ca alții. Deci Xander Marius vrea să spargă banii pe nadă. Foarte bine.
Păi foarte tare, banii pentru că sunt doar în ADA, adică doar în produsele noastre. Nu sunt bani cash, sunt în produsele CMB, adică nu li se va da o sumă de bani și aleg din raft. Corect. Dacă sunt la târg. Nu, el se referă, nu, că el se referă pentru că are deja bugetul pregătit pentru a investi în ADA. Ah, ok, ok. Deci la tine, dacă el are un buget investit de 10, de 1000 de lei, de exemplu, în ADA CMB, are 10 șanse... Dar să le facă eșalonat, adică fiecare bon... Fiecare bon să depășească, da, 100 de lei. Da, 100, 110 și are 10 șanse cum ar veni. Deci există posibilitatea asta și poate să o facă. Cum să nu? Foarte tare. Dar să o spună. Foarte tare. 10 șanse, fie... Doar să ne mișcăm noi, îți dai seama că dacă vin 50 de persoane într-o zi cu 1000 de lei și să le faci câte un bon, sunt 500 de bonuri, îți dai seama. O poadă la CMB. Da, da. Foarte tare. Avem destui colegi acolo, sunt și eu prezent. E și doar o casă de marca, nu e vorba de recomandări, de promptitudine, de nada. E vorba cum se mișcă cel de la casă sau de casă, că nu poți să bați. Corect. Ce veste bună, oricum aveam drum la standul CNB, Adrian, bune. Te salutăm și te așteptăm. Te așteptăm cu drag. Bobiță, să mai înveți să pescuiești. Aici băieții deja au început într-o interacțiune între ei. Nu, un Bobiță, un alt Bobiță de pe grup de aici. Păi eu sunt Bobiță. Sau... Nu, e cineva de acolo care... Sau Cătălin, s-ar putea să zică ție Boldi. Nu-l cunosc. Nu știi? Boldi e... Zi Boldi, e vorba de Bobiță de Bobby? Da, că eu sunt și Adrian și Bobby, na, fiecare cum vrea. Salut, bună seara tuturor, Bogdan Vasile, Flaviu, salutare. Chiar vreau să spun că dacă nu e Ionuț în această seară, faceți prezentare la acvariul la Nadă, n-are cine să o facă. Ba da, o face Ionuț. Este acolo, dar Ionuț. Ce se întâmplă? Am ales varianta de a pregăti Nada exact așa cum trebuie, să nu mai facem pe repede înainte, ca și voi să vedeți o prezentare la acvariu în adevăratul sens al cuvântului, cât aproape de adevăr, de 100%. Ca și mecanică. Ca și mecanică, cum lucrează ea. Ceea ce ne ajută foarte mult și pe noi și pe voi să înțelegem mai bine. Eu de zic și pe noi, pentru că și mie a început să-mi placă să văd aici prezentările de nadă făcute de băieții de la CNB în fiecare ediție de la Fish & Tricks, pentru că nu am decât să învăț clar și să mă adaptez la pescuitul la crap viteză. Că normal, practic despre asta vorbim la feeder. Poți să pui din pescuitul la feeder la crap viteză, la pescuitul clasic. Se pot fura niște tricuri și retlicuri, cum vrei să le zici. Referitor la premii, am omis locul 2, tot așa vouchere, o să fie pe bannerul de la tine, doar că sumele sunt descrescătoare, 2000 de lei locul 1, 1500 locul 2, 1000 de lei locul 3. Cu voucherele respective, totalul ne aduce undeva la suma de 1600-1700 de lei. Când se face extragerea tombolei? Duminică după ora 13. Duminică după ora 13. Presupun că o facem la mine în live? Unde vrei tu. E ideal. 100%. Ar fi ideal. Păi da, ca să poată să urmărească și oamenii de toată acasă, lumea, să vadă exact, ca să știe toată lumea. Pe pagina noastră pe CMB și o facem de la tine, fără probleme. Sigur că da. Sigur că da. Bun. La ce bani sunt metodurile, ne întreabă Flavius. Metodurile simple sau metodurile legate? Monturi sau... Monturi sau doar metoduri? Să ne dea detaliu, Flavius. Spune prețul și sau, la... Spune prețul și la șila. La montură făcută, prețul normal este 16 lei cu tot cu cârlig. Și redusă? Redusă minus 25%. Deci e 50, nu? La toate. La tot, toate, la tot ce avem, și accesorii, da, și tot. Și metodurile de la 40, 50, 60 de grame, 10 lei 50, 70 și 80 de grame, 11 lei 50. Bun. Le-am mai prezentat metodurile la tine în emisiune. Da. Voiau să știe doar prețul redus. De la să calculeze el 25% din 11 lei sau din 10 lei. În jur de 7-8 lei. Ce tare, cupa făcută de mine. Vă salut, domnilor. Cristi Popa de la Bucovina. Te salutăm, Cristian. Te salutăm și mulțumim. Da. Ne vedem. Deci poți să te mândrești că este în podcastul numărul 1 din țară. Și, e prietenul nostru, el poate, nu e o reclamă, acum el poate să ajute pescarii să-și customizeze gen la noi armbarul sau podina sau modularul, dacă vrei, sau o cupă, cumperi o cupă extraordinară mai mare
și el ți-o poate face cum dorești tu. Adică dacă vrei personalizează orice. Dacă vrei să realizezi un eveniment super și investești, el ne poate ajuta, Cristi Popa. Foarte frumos. Felicitări. Bă, și dacă tot ați venit voi cu o premieră, să știți că în premieră dau și eu acum la în această seară. Nu mai suntem podcast Cârligul lui Gagiu, am devenit televiziune privată online Cârligul lui Gagiu. Doamne ajută. Felicitări și mulțumesc, să fie frumos. Într-un ceas bun. Așa, exact așa ne găsiți acum și pe Google și pe peste tot, televiziune online Cârligul lui Gagiu. Măcar puțin vin în ăsta să dau și eu noroc cu voi, că mă simt foarte prost. Te simți în plus, dar nu mai, uite, dă-i plus. Are paharul gol, asta vreau să zic. Are aici. Din arte, prietenii noștri sunt peste tot. Eu nu, doar dacă te-ai întors cu spatele, ți-ai găsit acolo tot ce ai nevoie. Pescuit în jurul Bucureștiului, a donat în această seară 10 roni, 9,99. Rog, live-ul până la ora 3 dimineața minim. Că nu, pentru avem... că este ediție de Fish and Tricks. Edițiile de Fish and Tricks noi de obicei ar fi trebuit, ca la carte, așa cum eu mi-am propus să țină o oră, dar bineînțeles că CMB-ul mi-a dat planul peste cap. Da, 2 ore a durat minim sau 2 ore jumate, da, cu streche, cu bugatul la fel. Exact, exact. Și mâine avem târgu, adică trebuie să amenajăm, ce vreau să zic. Și eu la ora 8 sunt băieții la mine, încărcăm absolut tot, toată aparatura. Exact, tot, tot. Noi le avem în tubă. Da. Le-am încărcat doar că avem experiența de la Arad. Și ce mi s-a părut super ok și trebuie să spun adevărul lui pe nume, noi ci din zona de sud nu avem acest, nu neapărat respect, pentru că na, am colegi în club, sunt un pic mai de lăsător, mai neimplicați. Oamenii din Ara care au venit din toate zonele, parcă ne-au văzut nu ca niște zei, dar vreau să fie lângă noi. Era fetița Adelina, face parte din CMB Junior, nu vrea să plece, a fost la meditație, a stat o oră, a fost la meditație, s-a întors înapoi și până nu plecam noi de acolo, ea nu pleca. Și băieții de acolo au fost un adevărat ajutor, au stat duminică 3 ore până am încărcat și foarte săritor. Pot să zic că băieții din clubul meu nu ne ajută, dar parcă cei din sud în general sunt mai de lăsător și nu prea pun umărul așa la... Mai reci ca sentiment. Exact, exact. Și bă, ei au făcut-o fără niciun fel de interes. Adică doar că se bucură că fac parte din clubul nostru, din echipa noastră. Foarte și, frumos. Na, primesc niște nada. Adică nu pentru asta au făcut-o, s-a văzut clar. Au venit băieți cu palincă. Am plecat cu 5-6 litri de palincă acasă. Cârnați din Ungaria. Au venit partenerii noștri de la CMB Hungary. Au venit cu cârnați făcuți de tatăl lor. Pâine de, nu mai știu zona. Pe vatră sau nu mai știu cum. Da, pe vatră e o zonă renumită din zona Aradului. Slănină, untură. Adică vorbim totuși de omenia aia, da, care, exact, era, da, care exista odată. Acum și 34 de ani când eram noi copii. Am rămas uimiți de cum am fost primiți acolo. Eu mă așteptam, știți cum sunt și la meciurile de fotbal din partea ungurii sau astea, nu... prea ne înțelegem noi foarte bine cu românii, da. Și noi ne așteptam să fim primiți cu oarecare răceală, știi? Și din potrivă, adică am fost așa de călduros primiți și foarte respectați, am mers la restaurante acolo, am mâncat la fel, am fost foarte bine serviți. Nu știu, zici că e o altă lume. E din ce mi-a scris colegul din Slatina. Deci nu, părinca Bobby. Noi avem și... echipă de sportivi. Da. Halbere. Halbere distanță. Chiar și eu am primit o sponsorizare din partea a 2 urmăritori de-ai mei, pot spune, 50 de euro pentru deplasarea noastră la IBCC. Am făcut o strângere de fonduri pentru deplasarea noastră prin donație de fiecare, pentru că anul ăsta mă duc o echipă, vreau o echipă puțin mai mare și să facem mult mai multe lucruri decât am făcut anul trecut. Costurile, cheltuielile sunt mult mai mari pentru că ne-am dus într-o altă zonă, în zona Tihani, unde e puțin mai scumpă ca și locație, cazare și toate costuri cele. Costuri suplimentare, da. Și mă îndrept undeva către 4.000, între 4.000 și 5.000 de euro pentru 10 zile. Doar ca să ne redai, băieți. Ca să ne redai nou evenimentul, exact, de la... Exact. Fishing Balaton. And Hunting, sufletului. Fishing and Hunting m-au ajutat cu parteneriatul de a putea avea acces în toate standurile echipelor românești,
de a prelua material, de a face material cu dronă, cu cameră, cu interviuri de pe malul lacului, cu absolut tot ce era. Vorbi la organizator, da. Așa, și atunci a rămas să mă descurc eu pentru bugetul de deplasare. 10 zile, e 4 enorm. Băieți. Da. 4-5 4 băieți vom fi euro. Acolo, video editor, editor, cameraman, fotograf, toată echipa întreagă Cârligului Gagiu, nu toată, că mai avem acasă încă 3 membri, nu ne zicem chiar toți, suntem 7 în total, acolo ne zicem doar 4, dar lucrând de la distanță putem să facem față și cu ceilalți. E, și am primit o donație chiar din partea 2 membri urmăritori de-ai mei, unguri, de naționalitate. Mitul ăsta adică... cu ungurii din România sau cu ungurii din Ungaria n-are nicio treabă. Diferă de la om la om, că și românii sunt, e mitul cu țiganii, și românii sunt țigani și țiganii sunt oameni, știi? Da, exact. Eu am vrut să mă refer la faptul că ei, care n-au nicio treabă cu mine, cel puțin cu emisiunea, poate doar să se uite să învețe lucruri, pentru că știu să vorbească românește și erau pe chatul meu, au fost mai rapizi în ajutorul nostru către deplasare decât pescarii de competiție, pescarii mei, prietenii mei, pot spune, da, colegi cu care mă cunosc. Ei au fost primii, au făcut primul pas, în primii 4. Am primit din partea lui Cristi Paraschiv, Lucian Alecu de la Tâncăbești Lake, Oancea Gabriel de la IFK Carp Team și Cristi Paraschiv din Italia. Ei sunt primii 4 care ne-au ajutat în donația pentru IBCC. Plus de asta, membrii mei din grupul meu, care acolo o să fie cu siguranță o listă mult mai lungă, iar pentru ei o să fac ceva special, poză de postare și mai am eu câteva surprize pentru ei. Și țin să le mulțumesc pe această cale. Bun. Or să fie tombole în seara asta cu premii? Da. Or să avem 3 premii și în seara aceasta din produsele noi pe care le-au adus băieții de la CNB să le prezinte aici pentru voi, în valoare de câte 200 de lei fiecare premiu, deci în total încă 600 de lei oferite de CNB. 4 pungi de... din cele 2 sortimente de micropalete care o să le arătăm cele noi și 2 cutii de wafters. Bun, eu mai citesc aici. Salutări, domnul Adrian de la Sibiu, nada de calitate. Așteptăm să vină boilesurile. Urmărim cu mare atenție acest live. Mulțumim. Detalii despre bile avem în seara aceasta sau le aflăm la Expo, Sander Marius? Nu, de bile când o să fie gata. Doar când a o fost să fie gata, sneak peek, în seara asta doar, le arătăm, doar vorbim, prezentare, da. Da, o... prezentare vizuală, pot spune, da, că... Nu foarte în detaliu, pentru că nu le veți avea nici la Expo. Va dura cel puțin o lună până se mai lucrează la rețetă, se mai lucrează la teste. La apă, da. Reducerile vor fi doar la Expo sau le găsim și pe site? Doar la Expo. Doar la Expo. Noi la avem site, dar noi lucrăm cu 150 de magazine. Nu pot să am o reducere când prețul, să zicem, la o pungă de nadei 27 de lei, să eu s-o dau cu 25 de lei. Nu am cum. Ce beneficiază pe site-ul nostru este transportul gratuit la o sumă de bani. Uh-huh. Și la o altă sumă de bani o pungă de nadă cadou. Dar nu am cum să fac concurență neloială partenerilor mei. Corect. Și în standul din Dragon, care am zis că îi dăm drumul mult mai devreme, o să-i dăm, sper, la început de aprilie, va fi prețul la fel ca la celelalte magazine. Ca la parteneri. Ca la toți partenerii noștri. Foarte frumos. Ideea e că vă găsește acolo, interacționează cu voi, corect, detalii și așa mai departe. Și adică tot există o altfel de dezvoltare. Și persoanele juridice în Dragon, adică firmele, pot să cumpere la prețul de angro mm-hmm, pentru ei. Asta este avantajul. Bun. Stelian Catrinescu, Adrian Bunea, Alex Popelea, felicitări, Andu. Mersi frumos, băieți, vă mulțumesc. Era și timpul să facem trecerea asta pentru că ne-am îndepărtat de la subiectul podcast Cârligului Gagiu. Nu mai aveam emisiuni doar joia, nu aveam doar podcasturi. Avem prezentare de nade și momeli cu CNB. Avem prezentare de produse alături de partenerul nostru, Claumar Pescar. Avem prezentare de produse în detaliu de la Avid alături de Bogdan Drăgan și așa mai departe. Și urmează noi proiecte. Am un proiect foarte tare, un proiect foarte mare de o anvergură de nivel internațional cu siguranță, alături de un nou partener Cârligului Gagiu. Nu vă pot da mai multe detalii, dar cu siguranță această ediție
va începe din septembrie, deci o a patra emisiune, și atunci era clar că trebuie să trecem la următorul nivel și acela de a deveni televiziune declarată, televiziune online privată. Doamne ajută! Doamne ajută și vă mulțumesc și vouă pentru susținere și pentru încredere, în primul rând. Da, Peti, uite că ești aici, Peti, de voi vorbesc și vă mulțumesc frumos. Da, am primit tranzacția din partea voastră, 50 de euro. Nu știu să pronunț exact numele și rămân doar la Peti, că nu vreau să greșesc. Peti Kekskesh. La Peti rămân. Da, rămân la Peti. Vă mulțumesc frumos pentru susținere și pentru încredere. Da, de voi era vorba și uite, mă bucur că sunteți alături de mine, iar sugeriți pe chat. Vă mulțumesc. Bun. Trebuie să mai așteptăm până la Expo, ce zice aici, și o prezentare la Boyless, sau trebuie să mai așteptăm până la Expo? Nu, despre Boyless o să facem cu siguranță, probabil, o altă ediție. Când sunt gata și vor fi pe piață atunci. Exact. Până acum vor fi doar prezentate. Ce este inedit la aceste Boyless-uri? Că din șase rețete, patru sunt făcute strict pe Nada, care ne-a făcut pe noi consacrați în ghilimele, pe Nada noastră, bile de cânepă, bile de halibut squid, bile de krill și nou mix cerealier pentru perioada de vară, bilele cu alună tigrată, biscuite, cereale și îndulcitor și o aromă dulce de caramel. Bila de care eu vă zic cu siguranță că veți fi foarte încântați și atrași. Adică la bila asta cerealieră, reacția mea a fost una în care mi-ar da încredere absolută să pot să nădesc cu ea, deci atenție, da? Deci doar din ce am văzut, ca și structură, ca și miros, ca și tot, să nădesc cu ea sau să supranădesc, cum spunem noi în anumiți termeni, supranădire, ceea ce cred eu și o să vreau să fac teste cu ea, chiar o să... Îți rămân ție, da, am adus... Chiar o să vreau să fac, pentru că îmi place foarte mult structura bilei și ce rămâne din ea, da? O să vă arătăm și vouă. Da. Hai, hai că toți suntem aici, da. Și o să prezentăm și la acvariu, că o să avem acvariu imediat după pauza publicitară. Ionuț acolo dă din coate, dă din mâini. Acum, dă ca din să începem pentru da, ce... că-l vedeți. Pentru ce am venit, venim cu cele două noi sortimente micropeleții noștri Pro de 2 mm. Este un mix de 3 culori. Peleții de 4 mm ca noutate. Nu, lângă tine, în partea. Aici. Acolo. Așa. Și ce ți-a plăcut ție foarte mult, astăzi am intrat în posesie etichetei. Noile mini boilies pop-up, cum vreți să le numi, jumătate, toată lumea le zice half and half, noi fiind români, am venit cu idee care i-a plăcut lui Andu. Foarte tare. Ce este foarte, foarte ok la aceste mini boilies-uri sunt două forme, rotund și dumbbell, și sunt patru culori, galben, portocaliu, alb și roz, în aceeași cutie. Deci dimensiunea de 12, rotund și dumbbell, patru culori, o singură aromă, căpșună chili. Mie mi-a plăcut foarte tare denumirea și am și întrebat cine a ales-o, ai spus că tu, da, denumirea de jumi-juma, adică pe românește, da. Bă, vreau și eu. Bazuca la after-urile, că seamănă sunt ca un... A, uite, nu v-am atras atenția și nici nu știu dacă ați observat denumirea tombolei. Ați observat denumirea tombolei? Nu, nu. Nu. Deci fiți atenți, da? E tombola lor, promoția lor, premiile lor. Dar denumirea aia mea. Atunci nici nu vi-o zic în seara asta, o să o vedeți în direct și voi după pauza publicitară, alături de toți ceilalți urmăritori. Da, la asta le-am zis bazuca, că sunt așa ca un butoia și îți dai seama. Le știi că le-am mai da, prezentat. Da, eu le știu că am făcut prezentarea. Dar nu aveau etichetă atunci când le-am adus. Bazuca, da, asta cu jumi-juma,
Da, m-a dat pe spate, cea mai tare, foarte și tare. Și cromatic ai văzut, na, pentru un pescar ai mai multe culori, două forme și noi am încercat să facem, la waftersurile noastre avem waftersurile curcubeu, 6-7 culori, două dimensiuni, 6 și 8, adică dacă nu-ți merge pe galben, bași portocaliu, bași roz, bași verde, adică încercăm să ajutăm și pescarul, pentru că, na, o să le facă la acvariu, o să le prezentăm, că o să se vadă mai mult mai bine, da, la acvariu fiecare, da, în parte. Înainte să devin producător, eram cumpărător și cumpăram marea majoritate a produselor din Anglia și prețul era de 30-40 de lei a unei cutii de wafter sau de pop-up. Și aveam nevoie de 6 și trebuia să-mi cumpăr 2 cutii. Aveam nevoie de 3 culori și suma pe 6 cutii de wafter sau de pop-up se ducea la 200-300 de lei. Și ce am făcut cu, cum am făcut și acestea, bazuca curcubeu, mai multe culori la curcubeu wafters, două dimensiuni, 6 și 8, 7 culori. Și încercăm să ajutăm așa și la jumii-juma, 4 culori, două forme în aceeași cutie. Ce diametru or să aibă noile boilesuri? O să fie două proiecte separate, mini boilisurile de 12 mm pentru noi la feeder și o să fie un proiect, sperăm să ne iasă în totalitate să-l realizăm, 16 și 20 în aceeași cutie, strict boilisuri de cârlig, nu vor fi de nădire, de cârlig vor fi. Două forme, tot la fel, dumbbell și rotund în aceeași cutie. Ce diametru vor avea jumii jumaurile? Sunt de 12, am spus. Doar de 12 doar se de vor găsi. Doar de 12, da. Dumbbell și rotund. Noi când ne-am lansat pe piață și ideea noastră a fost un proiect pentru persoanele care pescuiesc la feeder, la method, da, feeder și coșuleți. După aia, na, am mai adus produse care se folosesc și în pescuitul la crab clasic și migrăm către zona respectivă pentru că sunt cereri, dar acum vedem, poate la anul facem și de 16, jumii-juma, știi? Sau în toamnă, dar vedem. Dar să știi, adică astea, așa cum sunt ele acum, și noi la crab le putem folosi fără niciun fel de problemă, cel puțin acum. Chiar și într-o perioadă rece, acum. Da, da, pentru că mai sunt mici pentru mai târziu, voi. Depinde de tipul de concurs la care mergem. Sau de ce, dacă mergi la o partidă de plăcere, ideea e că trebuie să faci în așa fel încât să-ți atragi peștele, da? Să ai o minim o captură, să o ai, cel da, puțin. Da. Și atunci poți să adaptezi cu siguranță. Uite ce frumos se văd de la distanța asta, ce colorate da, sunt, da. Da, sunt toate culorile. Sunt și cu alb, și cu galben, și cu roz. Și cu portocaliu. Și cu portocaliu. Un multicolor. Curcubeu, da. Un curcubeu. Da. Exact. La un mix de beguri nu v-ați gândit? Deocamdată nu. Se pot face din peletele pe care le avem. Astea deja sunt ideale, aceste pelete. Toate avem. Aveam înainte 6 sortimente cu aceste noi, 2 sortimente, 8 sortimente de pelete. Beguri se pot face din oricare cele 8. Că întrebarea era în felul în care puteați ei să combinați dat, voi, să faceți deja combinațiile voi potrivite pentru un mix de bag. Vedem pe viitor, dar am văzut că e supra-saturată piața cu bag-uri. În... Și acum e, nu că supra-saturată, acum e o sufocare da, pe partea asta și de bag-uri. Și să mai lăsăm să respire și vedem pe viitor. Să e avem, clar. Avem multe. Vă zic eu, e clar, e în teste. Na. Se pot face, vă dați seama. Adică noi deja am multe facem, idei, dar... Noi deja pescuim la momitor cu mixurile de nadă și pelete. Avem mixul de pelete 2-4-6 pe care îl facem cu nadă și cu un pic de CSL. Se poate folosi și în pungă PVA și în săculeț soluabil. Nu topește nici punga, nici nimic. Adică se poate folosi în bag cu siguranță. Avem totul la îndemână. Avem geluri, avem CSL-uri, avem micropelete... Avem nadă, deci n-ar fi ceva imposibil. Manoperă pentru... e și da, aia de sulă. Corect, avem forță de muncă. Da. Vedem, dar nu anul ăsta. Bun. Ce vroiam eu să vă mai întreb acum era dacă cumva v-ați gândit vreodată să filmăm o partidă de pescuit în timpul unui concurs.
Da, cum să nu? Ar fi ideal, dar doar că pentru mine, cel puțin ca și persoană... Nu, n-aș fi de acord. Știi de ce n-aș fi de acord? Pentru că duminică, în finală, am plecat, am fost foarte concentrat, am pescuit excelent până la ora 12 și dintr-o dată aerul s-a rarificat și îmi dădea încăpățână, știi? Am început să mă tai, știam că sunt pe un stand bun, îl pescuisem pe acela stand vineri în calificări, știam ce am de făcut și după aia au început să mi se taie mâinile, picioarele, până la ora 12 am avut 22 de kilograme. Și la sfârșitul concursului, în alte 4 ore, am mai luat 11 kg. Aici vorba strict de el în concurs, da. Aș putea eu în locul lui, pe da. Mine nu mă deranjează, da. Cu mine ai putea să vii într-un concurs. Și am câștigat concursul, a fost să fie al meu la 600 de grame, colegul, după, nu mai știu după ce stand, și colegul din dreapta mea l-am bătut la 1,3 kg. Deci a fost un concurs la muche de cuțit, știi, și m-aș tăia în pescuit și n-aș mai fi așa de prezent, dar poți să le zici de proiectul nostru din data de 22. Asta da. Cu siguranță, dar am să te las tot pe tine să-l detaliezi, pentru că eu știu că am o misiune acolo. Trebuie să fiu de dimineață la prima oră. Da, după emisiunea de joi. Cu Vasile, parcă. Cu Babi. Da. Parcă. Ne vedem pe malul apei, avem concurs. Da, cu Vasilică. Cu Vasilică am emisiune pe data de 21 martie. Îl am alături de mine pe Vasile Baboieru. După care... voi strânge tot studioul, îl pregătesc pe cel de deplasare și plec pe la Cenușarul. Da. Și acolo îl întâlnesc pe Adi. Noi avem concurs la Cupa iBase după Cenușarul 23-24 martie și vineri în antrenament o să facem o emisiune, am vorbit noi mai de mult, da. Și am zis să se realizeze pentru că ar fi super ok acest tip de emisiune, să vorbim despre nadă, despre o zi de pescuit aproape ca într-un concurs, știi? Exact, da, asta te-am întrebat de concurs, pentru că am primit o întrebare de genul acesta: când urmează și o ediție de filmat pe baltă alături de băieții de la CNV? Vedem, pentru că probabil oamenii sunt foarte curioși să vadă ce și fac. Strategia da. de pregătire, de stand, de nadă, ceea ce eu am să încerc să facem. Asta tot vom posibilul face vineri, da. Da, să facem absolut totul, o să montăm, o să văd câte cadre o să pun în așa fel încât să vedeți, să nu-l deranjăm nici prea mult pe Adi, ia, dar o să-ți montez o lavaliere, da, o lavalieră în care eu nu vreau să fiu neapărat lângă tine, ci eu o să fiu alături de public, alături de membrii pe online. Tu ai lavaliera, îți faci treaba ta în stand, iar eu o să încerc să montez camerele în așa fel încât să surprind absolut toate activitățile tale pe care le faci pas cu pas. Da, eu oricum trebuie să trag o concluzie și de asta am zis. Eu nu ți ești bun, Adi, dar te iubesc. Ce? Mersi, Ionu, și tu ești bun, ești fratele nostru. E clar că a terminat treaba acolo, da. Și ne putem pregăti de pauza publicitară, timp în care noi o să avem foarte multe de pregătit. O să vorbim. Dar până atunci vreau să mai facem, da, o dată. Și mai am aici o rugăminte. Andul, poți întreba pe domnul Adrian dacă mai acceptă juniori pasionați și devotați în proiectul CNB? E foarte greu momentul de față, știi, și noi avem o limită. Dar să-mi scrie pe WhatsApp, să-mi scrie pe Facebook și o să vedem. Dar în momentul de față avem foarte multe persoane și trebuie, e foarte greu și să răspunzi. Te gândești că sunt 70-80 de persoane. Corect. Și astăzi te sună 4 din club sau scriu 4 din club. Adi, ce fac la partenerul respectiv? Când îmi aduci nada? După aia... la 7 seara mai scriu 2 copii din Arad, la 9 seara mai scriu unii din Simeria sau din Arad, știi? Și plus comenzi, plus serviciu la meu, plus... mai scrie și Andu. Da, da, și e foarte greu la 80 de persoane să ții pasul. Când eram 10, 20, 30, era mai ok, dar acum s-au mulțit și comenzile și magazinele și... e foarte greu, dar asta o să înseamnă, văd. Asta înseamnă evoluție și înseamnă că tot ceea ce faceți voi, faceți bine. Că despre asta vorbim. Pentru că proiectul nostru cu juniori implică nadă gratuită,
echipament, geacă, tricou, care costă destul de mult, cu toți sponsorii și cu noi, cu CMB, undeva la 5-600 de lei, două tricouri și o geacă. Șepci din partea noastră, o să facem în perioada de vară, în vacanță, o să facem o mini-tabără în zona de sud, o să-i invit pe toți și o să fie totul gratuit aici, 3-4 zile de pescuit sau... și sâmbătă, duminică, într-un concurs puternic lângă pescar de top, că ce va fi în weekendul respectiv. Și implică, îți dai seama, cazare, să-i aduci aici, bălțile, na, bălțile avem parteneri, dar corect, da, sunt niște costuri, îți dai seama. Și când sunt 3-4, sunt niște costuri, când sunt 8-9-10... se dublează sau corect, triplează și, și nu vreau să-mi bag joc de nimeni, adică dacă fac la unul ceva bun, ar trebui să fac la toți, știi? Dar vedem, să-mi scrie pe Facebook, pe Messenger sau pe WhatsApp. Deci, David, poți să-i scrii lui Adi pe pagina de Facebook, acolo vei primi cu siguranță mult mai multe detalii din partea lui. Haideți cu un like, nu costă nimic din partea voastră, dar îl ajută enorm pe Andu. Mulțumesc frumos, Xander Marius, pentru devotament, pentru ajutor și așa. Așa este, da. Puteți da X la chat. Cum ați dat X-ul în partea din stânga, la jumătatea paginii aveți like-ul. Dați un like acolo și de ce nu chiar și o distribuire pe paginile voastre de Facebook. Mai ales că urmează să facem prezentarea noilor produse de la CNB, noile boilers-uri pe care vor apărea pe piață în curând, tot de la CNB, și bineînțeles o să-l avem și pe Ionuț Dumitrescu și pe Mișu la... vor explica, da, și... la acvariu, prezentare de nadă la acvariu în detaliu. Și în tot ceea ce voi vreți să aflați, notați-vă, în pauza publicitară s-ar putea să fie una dublă, da, de câteva minute, ca să putem să ne instalăm cu absolut tot, să modificăm studioul, să vă aducem vouă la cunoștință toate detaliile de care aveți nevoie. Notați-vă întrebările, notați-vă tot ceea ce vreți să aflați, pentru că acum este momentul să profităm de băieți, de câte ori îi avem aici în fața voastră. Referitor la aceste pelete minunate, eu le-am folosit în trecut și am zis să le aducem în portofoliu nostru și... Chiar sunt niște pelete deosebite, le-am folosit sâmbătă în concurs și chiar ajută. Asta deci și pentru noi la CRAP. Noi ce facem? Noi la foștii peleți aditivăm, vopsim, proceduri de uscare, dar aceștia își păstrează culoarea 100%, mm-hmm, deci te poți baza pe ei oricând. Și este un mix care are absolut tot, halibut, krill, proteine, deci tot ce ai nevoie în acest mix. Și de 2 mm și cromatica atrage, pentru că eu zic că atunci când faci o nadă, să zicem, cânepă verde sau făină de pește maro și bagi niște micropelete galbene și roșii acolo, îi corect, dă o tentație peștelui. Corect. Dar spune-mi, Adi, se poate raporta la orice tip, orice specie de pește? Noi în general crab caras. Pentru că sunt pe bază de făinuri de krill, făinuri de pește, mm-hmm, și sweet pro care mai e un ingredient. Nu, Mișu, să stai, da, mai aproape Mișu, de microfon, da. Mă auzeam foarte încet. Da. Mă scuzați. Micropeleții extra nor, care e faza cu extra nor? Am folosit peleții de 4 mm și se topeau la propriu de la umiditatea din nadă. Nu s-au topit niciodată. Trage apă, orice peletă trage apă. Sunt extra nor pentru că sunt vopsiți, sunt făcuți de noi. Norul acela, când atinge apa, fiind vopsiți, efectul de nor se realizează la impactul cu apa. Dar ca să se dizolve peleta, nu știu, doar într-un timp... Extranorul, care e faza cu extranorul? Extranorul, mai mult ca sigur, e pentru a crește atractivitatea. Atractivitatea, exact. Da. Ați văzut, bănuiesc că și în celelalte ediții pe care noi le-am executat aici la Fish & Tricks, alături de băieții de la CNB, în acvariu am pus diverse... cum le zice, nu momeli, lichide, care au format diverse funcționalități de nor.
nor, roșu, verde, albastru și galben, da. Și galben. Așa, și acelea le-ați văzut, probabil, dacă nu le-ați văzut, le aveți în lista, la, în playlistul meu de pe YouTube, la Fish and Tricks, edițiile de la CMB. Și veți vedea acolo când ajunge pe malul, pe fundul acvariului, cum face norul. Ori îl face așa răspândit pe fundul acvariului, ori face și în sus pe coloană, adică au mai multe... Coloana este când atinge apa cu momitorul sau cu metodul. Ceea ce cred că asta face și, și peleta, da, asta extra nor, nu? Da, în momentul în care ajunge, exact, ea începe deja să dea din ea un nor până jos pe... Nu, îl ține numai pe substrat. Culoarea se va dizolva, efectul de nor se va face atunci pe substrat, pentru că nu este atât de rapid. Ei sunt uscați și nu doar la impactul cu apa, după o perioadă de un minut, cam așa. În câteva, exact, când ar trebui. Două, da, da. O... 100 de oameni nu știu să dea like. Cred că asta este problema din... Da, da, asta e problema. Mai mult ca sigur, de asta zic. Puteți să dați X pe chat, coboară chat-ul, dați like și reveniți înapoi. Bun. Referitor la jumătate eticheta... Reveniți înapoi și eu. Ce? Cine ți-a zis? Nu, zic eu. A. M-am autocorectat pe mine. A. Îmi place critica, mă autocritic, dar mai mă uit în oglindă și mă cer singur. Vreau să sau mă laud. E și soția aici așa. Da. Te rog, Adi. Vreau să zic de etichetă, cum de-abia le-am luat și mi se par chiar super interesant. Păi sunt foarte mișto. Și cromatica și tot. Da. Edi a câștigat cu aceste... Da, acum două săptămâni la un concurs pe, pe Balta Dănești și au făcut diferența. Pe timp de noapte, noaptea, da, ziua cam toată lumea folosea plastice sau pop-up-uri portocalii. Uh-huh. Noaptea... Integral, practic. Da, da, da. Și noaptea am văzut că e o diferență, nu mai trăgea peștele la nimeni. Uh-huh. Pe fiecare stand ciupea un pește, doi... Și zic, hai să încerc, le aveam în teste la mine, mi-am adus aminte de ele când mi le-a dat Adi. Cum le-am băgat, s-a văzut o diferență foarte mare, adică am făcut o diferență de cantitate, era un concurs de cantitate. Prin ce crezi că s-a făcut diferența asta? Adică care să fie atracția sporită la ele? Eu cred că și culoare, și pata de culoare și aroma din boilies. Uh-huh. Adică combinația asta de mix exact. De boilies cu mixul de pop-up. De pop-up. Da. Dimineața aici, imediat cum... Eu sunt vânzător de fel. Știu cum să-mi vând produsul. Adi vă pregătește acolo și boilesurile de cârlig, da? Pe care o să le vedeți în detaliu. Chiar și după pauza publicitară, pentru că o să intrăm puțin așa în ele, să le vedem și la... Și la acvariu, da? Alea sunt alea care îmi plac mie foarte și mult. Nu este definitivat acel proiect, mai avem de muncă la el, dar am zis un sneak peek. Acestea patru sunt strict pe nadele noastre. Cânepă, krill, halibut squid, cerealieră, scuze care cu degetul. Nu e problemă, da. Cerealieră, alună tigrată cu aromă de caramel. Alea mi se par foarte, foarte interesante. Și mie la cel la fel am avut... De vedere al pescuitului de cantitate. Eu ăla îl prefer, stilul ăla. Da, 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 bine, bănuiesc că voi veniți din direcția asta, că e normal. Ce? Pescuiesc de 2 ani numai cu nada CNB și pot spune că este cea mai bună nadă. Se colează foarte bine și are un miros foarte puternic ce strânește interesul crapilor. Felicitări! Nu este cea mai bună nadă, n-ai cum să nu, spui lucrul. Da, nu există... Nu, eu nu accept chestia asta, eu strict, poate în percepția lui. Mulțumim frumos pentru feedback. Fiecare nadă e bună în felul ei. Dacă ți-aduci aminte, pescuiam cu TTX acum 10-20 de ani, pe bombă sau... Da, 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 da. Pentru că n-are rost să mințim. Mergeam pe calul Bălan și îmi luam TTX, puneam un pic de Carpix în el și intram în apă, pescuiam cu două Sheffield-uri, cu bambină și luam 20-25 de kg de pește și plecam acasă. Da. Cu TTX și cu un pic... și TTX-ul e 4-5 lei o pungă. Corect. Nu-i văzusem aici eu. Ce am lucrat foarte mult... Partea solubilă din jumii-juma este solubilă sau tare? Este tare. Cam spre semisolubilă, cam 70%. Adică cam cât ar rezista ea în apă? Câteva ore cu siguranță. Adică am făcut testul la 6 ore și nu s-a dezintegrat. Ah,
Bine, da. Nu e nici cazul și nici asta nu căutăm să stăm 6 ore cu ele noi înapoi, la feeder, dar ca idee... Dacă dai pe spin la feeder și ți-a dat un crab de 5-6 kg, ți-a luat timp licibila. La noi trăsătura vara durează cam între 5 și 10 minute, hai să zici 12 minute. Ți-a tras un crab, trebuie să schimbi bila. Bună seara tuturor, Alexandru Ștefan, Miții Stângă. Salutare, salutare Ștefane. Abia aștept să bubui Spania cu CNB. Ia uzi. Da, avem un nou parteneriat pentru că am zis să ne extindem tentaculele noastre și este un băiat super ok. Am ținut minte numele de familie, am vorbit aseară cu el, Ciucaș. Aici nu știu dacă el este Darius. Darius Ciucaș, gata. Da, Darius el Pescador. Da, așa Ciucaș, are nickname-ul de YouTube. Ciucaș, că mi-a zis precum berea când l-am băgat în memorie, știi? Și am ținut minte. Cum să nu uit. Da. Și va fi un nou proiect să promovăm produsele noastre și în Spania. Daxander, de ce nu? Cum să nu? Dar de ce n-ai pus mesajul în chat-ul oficial și mi l-ai dat în privat? Mariu Xander, bro, te rog și eu frumos dacă poți să-l întrebi pe Adi dacă îmi poate da câteva sfaturi legate pentru lacul Chița, Lake. Cam ce nadă, pe ce nadă să mă axez? Îi mulțumesc anticipat. E o poveste lungă. Deci, niște mixuri de nadă. Treaba este de mai multe nade. Vineri am mers pe făină de proteină, făină de pește, libelulă și neagră, fără micropelete. Duminică, asta în calificări, duminică când am câștigat, am mers, mi-a trecut prin minte la hală, am făcut un mix de alună tigrată cu făină de pește, adică alună tigrată veche care conține făină de pește, o pungă de făină de pește și o pungă de cerealieră, o pungă de cerealieră alună tigrată și un pic de neagră. Și după aia sâmbătă acum am făcut mix de verde cu făină de pește și cu neagră. Deci n-a fost în nicio zi. Singura chestie să ai o nadă pe bază de făină de pește în mix, două nade minim și localizarea e toată treaba când ai de pește de, și în funcție de stand. Mișu, tu ce poți să ne spui despre Chița lui? E strict adevărul, adică nu-mi floresc. La bază să fie făina de pește, poate să o combine cu neagră, cu verde, adică alună tigrată. Cu siguranță, da, 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 cu siguranță o să-i dea randament. Merge la concurs de feeder sau de crab? La concurs la... de crab. A, da, poți să folosești și pelete, noile pelete. Colegul nostru, acum, dacă... Nicu Păunescu, a câștigat un concurs. Tot pe mix, a amestecat. 6 nade făcuse... sau 5 nade, a zis că a mixat toate de la noi. Și le făcuse separat pe fiecare. Și până la urmă a văzut că trage și la aia și la aia și le-a băgat pe toate într-o găleată și a început să dea cu ele. Așa a câștigat. Ia uzi. Da, da, și eu am mai pus și un pic de căpșună duminică, adică 4 nade am mixat. Adică n-a, chiar n-a fost... Pe unele băl știu, ba, acolo merge verde cu neagră, merg direct așa. Dar acum, în astea 3 zile de concurs de pe Chița, n-am înțeles nimic. Adică am înțeles că să fie pește la acolo și atâta, că mănâncă la orice. Pe deci bază de făină de pește. Trebuie să fii atent și la standul pe care îl trage, unde îl pescuiește. Da, mai multe, că nu doar asta depinde și de priceperea pescarului, exact. Pentru că până la urmă nu poți să-i spui tu, să-i dai combinația de nadă, da? Să-i zicem, de exemplu, două tipuri de nadă, să-i le dai și să-i spui, nu poți să-i garantezi că prinde pe orice normal, stand. Da, da, da. Acum mai contează și priceperea lui. Dar inițial să-și facă ideea de bază, bă, merg pe astea două sau trei tipuri de nadă să le am la mine. Da. Pe mixul meu prefera să meargă pe verde, da, cu făină de pește și neagră. Ce am observat, cel mai... ce am observat pe Chița e... contează foarte mult localizarea peștelui. Am văzut că acolo unde este spuz atras, unde a întors scrapul atras, cel puțin da, la da, mine. Da. Uite, eu n-am avut pește în stand, da, adică eu nu aveam ce să... Ce ne zice cineva? Făină de pește plus cânepă, da, egal da, da, bombă. A, e, exact. Și un și pic de neagră, neagră pentru proteină. Cum are sunt, și aromă, e și foarte aromată și proteină. Aceste bile sunt strict până bile negre. Nada de apă rece. Da, da, da. Deci, Xander Marius, ai detaliile aici pentru cum ar trebui și cu ce ar trebui să te pregătești pentru competiția de pe Chița. Să și... meargă în proporție de 40% cânepă, 40% făină de pește, 20% neagră. Adică eu fac un kilogram de verde, un kilogram de făină de pește, jumătate de kilogram de neagră. Ăsta e mixul. Ăsta e mixul, exact, cel da, puțin al tău. Da, eu l-am folosit pe orice baltă, mie mi-a dat randament.
Ia uite că ai primit și proporții, ai primit absolut toate detaliile. Am câștigat și la Dănești acum două săptămâni concursul. Da, el merge pe neagră, maro și mai bagă pelete, halibut, green bătăin. Asta când vreau acum... să țin peștele, dar când îl am acolo nu, nu mai bag cine știe ce. Când văd că prind vecinii 2-3 pești, atunci îi mai adaug niște pelete să-i țin acolo pe... pe nadă, să le dea un pic de am lucru, văzut da. Că stă acolo el pe nada aia simplă, nu-i mai bine, poate. Și având în vedere că el merge și la crap, poate să folosească cu siguranță peletele peleții astea. Noi... peleții de patru. Da, da, da. Cu încredere, pentru nădire. Salutare! Aveți niște alune tigrate cu aromă de căpșună? Aveați, dar au dispărut de peste tot. Da, mai am eu, mai ciugulesc. Peter Cristian. Le-am mai folosit, dar... le mai folosesc eu din când în când când vreau să iau captura. De ce dai mă din cap? Că eu am rămas fără. Mamă, ce ai făcut aici, Cristi? Da, am găsit anul trecut două cutii. Le-am avut de la cineva de 3 ani de zile. A zis că sunt vechi și astea zic, mamă, de când le așteptam, dă-le încoace. Mai aveam prin hală câteva cutii, dar am făcut la începuturile noastre în 2021 în ianuarie, dar nu s-au vândut așa de bine pentru că lumea la Method Feeder îi era teamă să folosească alună tigrată pe cârlig, știi? Și am făcut trei culori, trei arome diferite și au fost super ok și chiar am prins capturi cu ele, cu aceste alune tigrate. Deci de asta au dispărut. Nu, au dispărut că nu a fost cererea ca la celelalte produse și costurile de producție în comparație cu... Și o să-i facem lui dar un borcan pentru el și... Dar poți să-i fac probleme dacă e să-mi trimită... Dacă are nevoie, pot să-i fac două cutiuțe, să-mi spun aroma și culoarea și fac două, trei cutiuțe. E fără. Clar că aroma de căpșună. Căpșună... Alune tigrate cu aroma de căpșună. Căpșună chili aveam. Aha. Da, era și picantă. Căpșună chili și se înroșiseră alunele, îți dai seama. Da, da, da. Da, super ok erau. Și aroma foarte puternică și când ne băgam în gură sau prindeam în țigara aia... Am pățit-o eu, da. N-am știut care chile la așa puternic și am făcut la ele acolo, le-am băgat pe firul de păr, mi-am prins repede țigara și când am pus pe buze, vai de capul meu, da. Mi-a luat foc gura. Și acestea sunt use, dar nu așa, am pus o cantitate mai mică. Dar se simte miros. Să știi că am simțit un pic în miros. În compoziția bilei, dar am pus și separat un pic de aromă de chili. Și jumii-jumale avem la Expo. Da, cum să jumii-jumale avem la Expo. Senzație sunt. Deci vă spun sincer, chiar sunt senzații. Mie mi-a plăcut foarte mult. Da, și prețul real este 27 de lei. La târle vor lua cu 21. Și 20-25 de bani. Exact ca la nadă. Da. Cu 20 de lei o cutie, cred că ai undeva la 100 de bile. Foarte tare. Da. Foarte tare. Bun, ia uite că a venit și momentul pentru a lua o scurtă pauză publicitară, după care noi ne pregătim, da, atenție, o să dureze câteva minute pauza publicitară, dar rămâneți alături de noi pentru că pregătim acvariul la care o să facem prezentarea nadelor noi de la CNB, inclusiv ale boilesurilor. Vom pune în acvariu acolo câteva boilesuri, așa să vedem exact cum lucrează ele, în timp ce noi vă dăm toate detaliile pe care voi le urmăriți în această seară să le aflați la noi. Cele de cânepă o să le vezi la bilele de cânepă, sunt senzație la acvariu, o să vezi. Înainte de pauza publicitară, mai citesc un mesaj. Un vis împlinit la Arad, când v-am și cunoscut personal. Succes la Expo de la București. Cine? Cosmin Zecheș. A, Cosmin, da, din echipa noastră, din clubul nostru, CNB Provincia. Tocmai ce zicea Adi la început, că ne vedeau ca pe niște sfinți acolo, știi? Ne-au îmbrățișat și foarte frumos. Foarte ok, zice. A, păi nu credeam că ești așa de modest, mi-au spus. Eu așa sunt cu toată lumea, na. Foarte frumos. Da. Bun, urmează scurta pauză publicitară, timp în care noi amenajăm studioul pentru prezentare la acvariu. Cafeaua cu
aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari aplici sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care dorim să o dezvoltăm împreună. Aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari aplici sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care dorim să o dezvoltăm împreună. Aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc.
Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care dorim să o dezvoltăm împreună. Aromă de Crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care dorim să o dezvoltăm împreună. De Crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care dorim să o dezvoltăm împreună.
Caua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Bun, vă mulțumim pentru minutele de așteptare pe care ni le-ați acordat și voi, dar a trebuit să facem puține schimbări de cadre și de umplerea acvarului, de aducerea tuturor articolelor și accesoriilor pentru a bine dispune de voința lui Mișu să ne facă câteva monturi și teste la acvariu. Plus de asta, prezentarea noilor produse CNB, boilesurile de cârlig de la din gama CNB, plus juma, cele care pe mine m-au atras cel mai mult. Numele ți-a plăcut. Da, ăla a fost senzație. Bun, Adi, am să te rog pe tine să prezinți ceea ce urmează să prezinte la acvariu Mișu. Sau să începem cu bilele de cârlig. Până facem nada pentru momitor, adică de fapt e făcută, dar să prezentăm încep cu asta, halfurile. Da, după aia pentru că va face nor și asta. Imediat să desfac și forfeca. Forfeca o știe toată lumea din accesoriile noastre. Vreau și confirmare de la voi dacă se vede totul în regulă, da? Am vorbit despre jumanam. Ce să zic. Bun, mai au din chat în timpul pauzei ce s-a mai discutat aici. Mixul meu de nade pe Kitsa Lake, unde am câștigat două concursuri de locul 1 în două zile, CNB verde, Tiger Nuts, Halibut și Libelulă, 50, 30, 10, 10. Noile micropelete de 2 mm și a fost podiumul verde. Eu, Nicu Nicolae din Slatina, da. Nicușor Nicu. Da, Nicu da. Nicolae a luat locul 1 în tandem sâmbătă de pe standul 1 și duminică după standul 17 l-a bătut pe Ionuț Dumitrescu, pe colegul nostru, la 3 kg. M-a aflat un pește, practic. El a luat locul 2 la general. Locul 2 la general era al sector. Ionuț. Salutându, veți deveni o televiziune cu circuit închis sau cu o televiziune de audiență la nivel național, gen Antena 1, Pro TV, Prima? Nu, o televiziune cu circuit închis momentan în mediul online. Discutăm doar despre proiectul Cârligului Gagiu, proiect care a ajuns să aibă 3 ediții pe săptămână, luni dimineață știrile din pescuit la cafea cu aromă de crap, marți Fish & Tricks cu prezentare de produse nade, momeli și toate cele, și joia podcastul Cârligului Gagiu, acolo unde o să am de la 1 până la maxim 4 invitați. Momentan, pentru că proiectul este într-o continuă dezvoltare și va urma încă o nouă ediție, pot spune o ediție de top din România, ce n-a mai existat niciodată, alături de un nou coleg al meu. O să aveți premiera mult mai târziu. Momentan nu pot da mai multe detalii. Dar cu siguranță ne dezvoltăm. Ne dezvoltăm și ne ducem spre nivel național, așa cum ai enumerat-o acolo mai mult. Momentan rămânem la nivelul de televiziune online, dar cu circuit închis. Exact așa cum scrie. Probabil ai scris pe Google deja acolo și ai văzut Cârligul lui Gagiu, televiziune cu circuit închis. Pot să încep prezentarea la Te rog, da.
O să începem. Astea sunt momeli scufundătoare, o să stea pe substrat, nu sunt critic echilibrate, chiar dacă au un pic de pop-up. O să încep de aici să se vadă, pentru că după o să punem și momitor și metod la apă și să le punem în spate. Un pic mai în spate, cred că ai putea să o pui pe aia. O să o trag și pe cealaltă. Ionuț, dacă mă ajuci pe mine cu un șervețel, te rog. Așa. Sunt pe masă. Mai în spate sau se văd bine? Sunt ok acum. Mulțumim. Salut, Ionuț. Doamne, da. Avem half, jumătate. Nu half-ul. La apă. Cred că o să trească să vorbești puțin mai tare. Imediat. Da. Avem varianta Dumble la apă prima, culoarea pe roz. Cealaltă albă, iar la bilă roz și ultima galbenă. O să punem, nu mai am riguri pentru pe fir de păr, o să fac în continuare. Deci și pentru următoarele bile. Acestea sunt jumi-juma. Deci se pot folosi și cu fir de păr și cu spin. Da. Trei variante. Are aceeași prezentare. Pentru că e momeală scufundătoare, momeală de Adi, fond. Adi, eu pentru membrii mei, cei care plătesc abonament separat și susțin canalul meu de YouTube, întotdeauna în emisiunile făcute cu voi, cu CNB, am ales varianta de a le face poze în direct și a le publica pe grupul de WhatsApp, acolo unde fac parte cu toții și suntem ca o familie. Așa că o să fac câteva poze la prezentare și o să le trimit lor pe grupul lor pentru că au prioritate. Da, aș putea să mai zic eu câteva cuvinte în timp ce faci tu poze. De preferat pentru într-o partidă atunci când avem curent puternic, când este vânt puternic, de preferat este bila scufundătoare, să nu... Vezi că ai și spin, pupă spinul ăla. Da, deja am legat firul de păr. Ah. Da. Imediat o să fac și pe spin. Știm cu toții, când avem curent puternic și este vânt, de preferat este momeala scufundătoare, să nu avem ceva care flotează, pentru că o să o miște și o să sperie peștele. Ai portocaliu acolo, nu tot roz. Lasă-mă puțin, te rog, că nici nu mai știu ce să mai iau dacă îmi zici așa mereu. Cârligele. Da. Imediat le prezint, să scot un cărlig. Chiar mai multe. Bun, eu acum o să-mi trimit pozele pentru membrii de pe grupul de WhatsApp. Cărlig C7, mărimea 8. Da, ce vreau să zic, în prima zi... Te rog! Am pescuit cu cărlige de 14 cu bandă, wafters de 4. Și la recomandarea unui coleg, duminică, am plecat direct cu cărlige de 8. În această perioadă, spin de 10 și wafters de 11 și de 12. Am luat și la bazuca, la portocaliu, am luat 2 pești. Deci asta cu mitul că iarna sau primăvara de vreme, că au fost 12 grade duminică în finală și acum când am luat captura au fost 13-14 grade, dar până la ora 10-11 maxim 6 grade, cu mitul că trebuie să folosim cârlige mici, monturi de finețe, nu este adevărat, pentru că peștele când vrea să mănânce cu adevărat, să mănânce cum trebuie, nu are treabă cârligul. Crapul de la 2-3 kg în sus îți ia și cârligul de 8 și waftersul de 12 și bila de 20, n-are nicio treabă. Corect, așa este. Ce am observat? Ne întreabă, o secundă, Adi, ne întreabă cu ce fir legi cărligele. E firul lui Adi, un fir delfin. De 14. 0,14. L-am
Este rigul pentru înaintașul lansetelor mele. Mi-am luat Free Spirit de 3.33.6 și am zis să nu le hândrălesc cu fir de 20 să-mi rup vreun vârf. Oricum am rupt o lansetă vineri în calificare, dar na, se întâmplă, a fost neglijența mea. Și na, folosesc ca și înaintaș la Method Feeder fire de 14 și de 16. Când ai nevoie de distanță, o bețele de distanță gen croco, folosesc 0.20. Și am zis că era la îndemână un 0.14 pentru acvariu, e chiar ideal. Noi folosim 0.10. El folosește 0.6-0.8 iarnă, Eddie, la riguri. E pe finețe. Și portocaliu. Se vede. Lasă așa. Se vede, se vede, se da. Și acum să mai facem da, mă, stau în continuare foarte, foarte și frumos. Pentru bilele. Eu zic coloritul lor și cum lucrează ca și o bilă, eu zic că e super ok. Principiile sunt bile, chiar dacă corect sunt jumătate. Corect. Funcționalitatea lor, da, vai, spre bila de bila de cârlig. Și dacă te uiți la prima montură, la primul rig, pe spin, nu este chiar culcat pe substrat, e un pic ridicat din cauza mixului de pop-up. Da, îl întoarce cât să fie așa un pic spre critic. O ușurează, da, practic. Da. Ceea ce face să sară cât mai repede în gura crapului. Da. Pentru că dacă puneai strict un boilies, a, uite și la acel portocaliu, e ridica mult mai mult. Îl ridică mai mult de vârf. Da. Și asta arată și culoarea care îl atrage pe el, știi? Da, îi sare. Devine deasupra. Da, dacă au băieții niște întrebări, cât bun, facem da, și dacă riguri, aveți întrebări, momentan adică... acum cred că se uită la... La mână. Dacă aveți întrebări, cu siguranță băieții vă stau la dispoziție aici pentru absolut toate detaliile. Golan, bun venit la Caras. Salutare și mulțumesc frumos pentru susținerea podcastului meu. Am spus deja când preferăm... Pe Dunăre, în curent, deseori atrage faptul că plutește pop-up-ul deasupra cârligului sau a momitorului. În curent, eu aș prefera o momeală care nu flotează deloc. Corect, da. O momeală care să stea pe fund. Exact. Da. Da. Ah, salut Golanski. Ce faci, mai ai devenit și tu pescar? Golanski, da. De ce 27 de modele wafters și pop-up? Flavius. Nu, sunt 43. 16 de pop-up, 27 de wafter și cu mini boilies-urile și cu jumătate, sunt vreo 4-6 acum în total. Pentru că s-a cerut. M-am dus la un colaborator, să zicem, la Obor, la piață la Obor. Și mi-a zis, băi, clientul respectiv i-a trăznit mintea că ar fi vrut miere cu scorțișoară. Mi-a mai zis după aia încă un magazin. Am tras concluzia, e cerere, am făcut aroma respectivă. Culoarea eu o fac, o creez. Dar sunt tot felul de sfaturi și na, dacă este cerere, trebuie să le facem. Și toate au sunt versatile, pentru că uite, am scos cele patru geluri, am scos patru wafters fumigenă, galben, portocaliu, galben, verde, roșu și albastru, am scos pop-up, aceleași culori, avem și geluri. Deci din start, top sortimente de pop-up și de wafter sunt fumigenă. De ce? Deci ne întreabă de ce 43 de bucăți? De ce atât de multe modele? Diversitatea vinde. Diversitate, da. Diversitatea vinde. Să mulțumim toți pescarii. Pentru că... au preferințe, da? Când tu ai preferință roșu cu alb și ai încredere în culoarea aia... Noi am plecat cu patru sortimente, trei sortimente de nadă și după aia am zis, bă, pescarul de rând ce preferă? Că preferă usturoi, care va fi prezentat, pentru că este o nadă foarte bună, dar nu este folosită în concursuri, nici eu nu pot să zic că am folosit strict usturoiul. Dar pescarul de rând, pe bălți unde preferă usturoi, noi avem usturoi pe bază de făină de pește, avem căpșună pe bază de făină de pește și am făcut căpșună usturoi cerealier, un mix împreună.
cu cât ai mai multă diversitate, cu atât este mai bine, pentru că pescarul are tot felul de idei. Cum aude ceva sau cum vrea să încerce ceva, cere, știi? Și la noi asta a fost, diversitatea și culoarea, pentru că la waftersuri culoarea atrage. Uite că ai zis acum că un client de-al tău, un magazin ți-a zis de miere cu scorțișoară, da. Acum ai o rugăminte din partea unui urmăritor să faci un wafters cu aromă de cârnați ungurești. Hai, dacă ți-a plăcut atât de tare. Avem Frankfurter, e cârnat nemțesc. Mă opresc la ăsta. Dacă asta ți-a trebuit. Da. Avem Frankfurter, știi? Dacă îți spune ceva și numele, Ruza Balas. Ah, da, cum să nu. E partenerul nostru din Ungaria, de la CMB Ungaria și ne-a făcut cadou de la tatălui două bare de cârnați ungurești. Am înțeles, de asta, da. De acolo și... Să știți că nu citesc numele tuturor pentru că citesc numele doar celor care susțin podcastul meu, adică să nu vă supărați câteodată de ce nu citesc numele tuturor. Pentru că regula aici pe YouTube este să menționez doar membrii, doar pe cei ce susțin canalul meu de YouTube. Și dacă sunt întrebări mai grele sau capcane. Acum mai vreau să mai citesc, că mai am aici câteva. Da. Alexandru Popescu, salutare, salutare Popescule. Cum preferă ei să stea cârligul pe substrat? Una dintre întrebări. În funcție de vreme, în funcție de peștele pe care îl urmărim, de... hai să începem cu vremea. Cum am spus mai devreme, pe o vreme rea, cu curent în apă foarte mare, prefer momeala scufundătoare, să nu o miște absolut deloc curentul, pentru că dacă folosesc o momeală flotantă, îl sperie pe pește atunci când curentul o mișcă. Când avem vreme bună, atunci este perfect să avem o momeală foarte flotantă. Foarte bună. Nu știu... Când urmărim talia peștilor, avem un pește de talie mică, folosim wafters sau pop-up micuț, flotant, pe vreme bună. Vrem să urmărim un pește mai mare, folosim o bilă sau folosim un wafters de mărim, nu știu, da, 10-12. Da, am făcut și cele două waftersuri, squid căpșună și embutiric pepene galben. Acum bazuca de 12. Cele două sortimente de mini boilies, squid căpșună și frankfurter. Acum jumătate și o să urmeze într-o perioadă de lună jumate și mini boilies-urile de 12 pe cele 6 culori și arome. Care este dimensiunea maximă pe care voi la Method Feeder aveți voie să folosiți? În 12? Concursuri 12, în pescuitul de plăcere cât vrei tu. Cât te duce minte. Da, corect. Bănuiesc. Bă, ce-mi place asta cu jumătate. Asta mi-a plăcut tare de tot. E bună, rău de tot. Și eu am avut aceeași reacție. Apropo, eu am văzut-o exact ca și tine acum o oră jumătate. Spune că este creierul și Eddie zice creierul. Și a întrebat cine a pus mă numele creierul. Nu mă, nu. Nu, mi-am dat seama. Apropo de pronunție românească, ne spune aici Laurențiu Stoica. Ceva românesc, cum ar fi o aromă de mici, nu faceți? Avem... Guma turbo, bubblegum, da. Sau frankfurter. Cum preferați voi să stea cârligul pe substrat, asta culcat și waftersuri deasupra, sau cârligul să stea în vârf și coadă și waftersuri deasupra pentru feeder? Vrei să răspund tot eu? Am crezut că vrei să răspund. Se răspunde tot. Eu pe bandă prefer să stea în ochet. Eddie a bobinat 4-5 riguri în 10 minute. Iar ei au văzut. De la montura lumii. Cei de acasă, da, rigurile nu sunt făcute. De la montura lumii și da, am venit cu 3 riguri făcute pe fir de păr. Am uitat că prezentăm toate bilele la acvariu. Dacă îți face doar riguri, îți face 400 într-o zi. 300. Mamă. Da. Păi da. De când fac la monturi, de vreun an și ceva, acasă chiar mă uit la televizor în timp ce leg, știi? Zi, Eddie, cu... Mai repetă-mi, te rog frumos, o dată întrebarea că... Deci culcat și waftersuri deasupra sau cârligul stă în vârf și coadă și waftersuri deasupra? La wafters prefer să stea cârligul pe substrat și waftersul să floteze, iar la pop-up să stea în ochet și să floteze.
Waftersul e critic echilibrat, îl folosesc cu cărlige mai avem grele. Avem ce să echilibrăm aici? Un bazooka din ăla? Cărligele astea sunt foarte mici. O să iau de la bilele. Da, da, da. Păi da, s-am întrebat dacă avem să... Da, o să iau de la un rig, de la o bilă. Ca un sfat, am învățat și eu de-a lungul timpului de la prieteni, dacă este foarte flotant waftersul sau pop-up-ul, îl băgăm în acvariu sau într-un bol cu apă, lăsăm 5 minute, îl frecăm de 10-15 ori în apă, îl lăsăm să tragă și după aia se face din pop-up, se face semi-pop-up sau wafters. Poți să arăți și ca test, o să vezi că îi scade flotabilitatea. Foarte tare, da. Știai lucrul ăsta? Nu știam. Ți-am dat un sfat. Nu, eu le aruncam. Da. La îl puneam, noi... îmi ridica montura, gata, la revedere, exact, aruncat. Asta făceam și eu astăzi, mi-a spus și mie. Da, da, nu, ne contraziceam astăzi pe un... Pentru că... Pe un wafters. Într-un borcan de waftersuri, pop-up-uri și așa mai departe, există ca flotabilitatea să fie între unul mai mare, diferită. Da, 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 diferă. Da. Dar asta e și bine să probați înainte de a lansa la apă monturile, să le probați de fiecare dată când legați cârligul și puneți și montura, să-l probați într-o cutiuță, într-o ce vreți voi, în ce aveți voi, un pahar cu apă. La l-ați pus, feeder-ul... v-ați uitat la ele și după aia lansați. Eu în trecut nu făceam lucrul ăsta și mi-au mai spus și Edi, mi-au mai spus și alți colegi și am făcut, referitor la ce vorbeați voi la echilibrarea cârligului. Am observat că sunt momente și păchița preferă cârligul ridicat în coadă. Critic echilibrat când stă pe substrat se numește că nu mai este critic echilibrat, e wafters, așa este denumirea. Și păchița mi-a dat cineva un sfat să pun cârligul în coadă. Cum l-am pus în coadă în calificare, am luat 3 pești. Deci diferă de la anotimp, de la vreme, de la baltă. Unul peștii preferă într-o anumită perioadă cârligul să stea pe substrat, waftersul deasupra sau direct sinking ca la bile, și în anumite perioade preferă să fie puțin ridicat, că îl tentează pe el. Ori o ia mai ușor, da, mai ușor. Și să aduci un cârlig să le arăți prima dată cum este bazuca, un cârlig mediu. Ideea să le punem pe toate aici în linie. Pe cel verde l-ai băgat? Nu, imediat o să-l fac și pe cel verde. Se desface foarte, foarte ok, se desface foarte bine bila de cânepă. Comparat... Hai să luăm pe ăsta de aici alb, care cărligul mai mare. Mă puțin să mă șterg și eu pe mâine. Mai am o șervețe. Ia. Plecăm aici. Iar aici nu știu. Dar vezi, uite, când este un pic de curent, ele imediat joacă. Joacă, imediat știi? Joacă, da. Pentru că au... Aici crește atractivitatea, au asta e clar. Da, peste, da, bilă. Da. Nu sunt critic echilibrate, sunt semi. Mai avem aici o întrebare bună. Da, dă-mi... Chiar vreau să dați răspunsul voi. Nu apăsa pe el, bagă-l direct să vedem. Așa. Se poate o rețetă de nădire grea? În ce perioada anului? Pentru că nădirea grea, uite ce am observat pe Chița, nu răspunde la nadă. În toamnă am nădit cu ei dintr-un concurs, am ieșit semilampă sau... Știi când am făcut tandem acum anul trecut sau acum un an? Nu cât am luat? Tandem am făcut tandem pe Chița, nu ți-aduce aminte? Era vremea aia urâtă? Am concurat împreună, da. Da, nu mai știu. În fine, am nădit cu Coșulețul. Și era foarte frig afară, era ceață și n-am avut rezultate, nu mai știu, parcă 5 sau 6 kg de pește am avut. Și acum tot așa am nădit, n-am avut rezultate pe vad. Dar vara, ca și nădire, eu aș merge pe... Uite, acesta da, este critic echilibrat. Da. E superbă, da, prezentare. Păi da, dar îmi trebuia mie zoom acolo, acum. Poți să faci o poză, dacă pentru... Poză? Eu pot să fac doar pentru membrii mei. Da. Waftersurile alea mici de 4, alea noi, Krill TTX, pe bandă. Să punem sunt și un rig pe bandă. Asta. Nu le mai fă și acolo, la microfon. Sunt lângă... Dar vroiam zoom pe toate ca să se vadă exact. Da.
Da. Îți place? Îmi place, dar rămâi acolo. Păi da, că trebuie să-l scoți acum, doar să vadă. Așa. Bine, îți place. E foarte bine. Șefa. Da. E și la butoane, și la camere, și la tot. Dacă colegul ne-a lăsat, săracul e bonlav. Femeia e șefă în casă, eu n-am nimic de comentat. Da, știi cum e? Că ajunge, mulțumim frumos. Știi cum e? Eu sunt leu în casă, dar ea e dresorul. Ești leu? Bună, asta nu. Leu. Nu, sunt taur. Da. Ca nevastă, nu? Încă o prezentare, așa, cred că au mai fost noile mini wafters. Chip Chip, da, da, mai vorbim de ele, da. De 4 și acolo e îmbutirii căpșună la Edi. Face o prezentare pe bandă. Și dacă tot... Aici m-ați pierdut pe mine. Da. Uite, la nivelul ăsta aici. Aici, gata, m-ați pierdut. Am scos acum 3 săptămâni tot pe chița un crab de 9,8 kg, fără nicio problemă. Da. Ce vorbești, mă? Muncă de chinez. Asta voi face și concursuri. El îmi face o parte din riguri la asta de finețe, că nu mai am răbdare, știi? Păi trebuie să ai răbdare, mă, la asta și... Îmi place. Dacă tot bagi mâna, să scoți ăla de... Ce? Să arătăm sfatul nostru. Da, ia uite ce se vede acolo, un punctuleț. Scoate wafters-ul ăla, te rog, ca să le arătăm... Asta mare, da? Da, să le arătăm diferența. Acum e în apă și ține-l puțin la suprafață și apasă pe el în apă. Bagă-l în apă și apasă de 10 ori așa. Dar tare, agresiv. Mai. A, și o să tragă și... Ia, dă-i drumul acum. Dă-i drumul. Vezi că se lasă... S-a lăsat într-o parte, cărligul, da. Dacă lucrezi pe metoda asta un minut, două și freci wafters în mână, o să devină, o să ia apă și o să devină... S-a lăsat. Se vede și în film, în cadru se vede că s-a dus într-o parte. Dacă din e un pic flotant acest wafters și se ridică la un centimetru și freci pe el, să zic, 30-40 de secunde, după aia devine critic echilibrat. Mie, uite, eu nu știam. Eu dacă îl puneam pe ăsta acum în cană și nu-mi plăcea pentru... cum stă, îl luam și gata. Îl aruncam. Nu, direct. Dar merge pentru că na, le-am testat. Nu are rost să dau un sfat. Da, alea sunt de pierdut. GMD-ul le-ai făcut rost de abonament iarăși? Iar ești cu verde. Să aducă Ionuț Nada, nu? Nădirea grea se face în momente în care peștele mănâncă frenetic, de obicei vara, dar nu întotdeauna. Mi-am pierdut ideea, deci aș merge pe mix strict de la noi. Alună, alună tigrată cerealieră, CSL de porumb și peleții aceștia de 4. Cu asta aș merge pentru mixul de nădire. Culoarea cromatică, roșu, negru și galben. CSL-ul de porumb vara e, sau de căpșună este atracția peștelui și mixul acela cerealier, ori căpșună usturoi, ori alună tigrată, dar pe cenușarul ca exemplu aș merge pe alună tigrată care are un pic de granulație mai mare. Asta aș merge și eu. Da. Pe asta de 4. Chiar sunt ce trebuie. La cum arată. Sunt niște pelete un pic mai scumpe decât ce avem noi în portofoliu. O să fie la 33 de lei preț de raft, dar își merită banii și recomand cu încredere. Dăm bazuca să pun pe momitor sau ce să iei? Le pierzi în palmă, da. Chiar că le pierzi în palmă pe alea, da? Să le mai și legi. Pune o bilă. Ah, uite, chiar... Bila de... Ce nod folosesc băieții pentru a lega spinul? Sau o mică explicație a nodului, dacă se poate. Păi, introducem prin ochet... Învârtim de 3 ori și revenim prin ochet încă o dată și strângem. E un nod simplu. Nu, adică... Tăiem surplusul. Da, da. Eu de 5-6 ori dau. Are vreo denumire nodul ăsta să-l găsească sau ceva? Nu știu. Mie mi l-a arătat un prieten acum 7-8 ani. Uite, la Expo poate facem o prezentare. Da. Dar poate să facă un nod acum direct Ted, îl face în 20 de secunde dacă au răbdare. Păi să-l facem și să-și vadă și să punem cu cadru pe... Ce ai făcut puiul acolo? Pe nod, dacă am e. Am nada de usturoi pe momitor
e cu CSL, da. Și a schimbat culoarea din cauza CSL-ului de căpșună. Este o culoare mai deschisă, dar o să vedeți la impactul cu apa. Na, da, să știe toată lumea, am făcut-o așa să se desfacă mult mai repede, știi, pentru prezentare. Exact cum, da. E făcută strict pentru prezentare, o folosim mult mai, și vezi că mai umectată. Pe lângă acel pad de nadă, se văd niște urme de nor, le vezi? Da. Acelea sunt efectul CSL-ului. Aha. Uite ce frumos se vede acum. Dă-mi și mie un pop-up de 6, te rog, pentru metod. Pop-up de 6. Da. Stai că mă pregătesc pentru băieții mei de pe grup, cu poze, cu tot ce trebuie. Nu e perfect pentru că e făcut asta exact pentru prezentare. Asta e pentru prezentare, știi? Și uite bila cât de bine arată. Bila nu e o regulă să fie direct pe nadă, adică peștele nu, da, nu e o regulă. Mai facem unul, nu? O lasă. Da, dar așa să încadrezi tot acvariul în cadru. Așa. Și vezi că water-ul ăla de 4 e critic. Adică cât de mic e cârligul, uite, stă în coadă. Stă în coadă. Da. Am văzut, da. Se vede, clar. Michel Naibie, ai văzut? Bun, am mai făcut câteva poze, da, pentru membrii prezenți pe grupul asta de WhatsApp. Asta o să fie senzație. Și acum să facem. Primiți pozele chiar acum. Ce se le dă apă rece, nu? Deci micropeletele noi... Ia uite ce avem aici, am primit acum de pe grupul meu, că și alea mici își fac treaba. Imediat. Cârligul... Da. Cârligele noastre, cârlige, nu? Da. Pune în dreapta. Aici e ok, da? Așa. Ăla e, și da. Și noile pelete. O să dea imediat. Gata, începe. Sunt un pic strânse de mine, că am băgat pop-up în... Ce, uite, nada de usturoi s-a... Uite, începe deja să lucreze. Da. Nada de usturoi s-a decolorat efectul de la CSL, a maronit-o, da, puțin și acum și este acum mult se... mai deschisă. Da. Uite, a apărut și... A, avem un pop-up. Pop-up-ul? Da. Uite-l, vezi? Da. Ce vreau să zic, în perioada de vară, poți să pui tu de aici, undeva să se vadă. Dacă mai lipit. Lipit de așa. Avem 16 sortimente de pop-up. Coloritul lor este superb. Se pot folosi și la method feeder cu cârlige de 10. Sunt ideale. Eddie a pus un pop-up acum. Nu știu, da, ce cârlige a pus. E pe spin. Cârlig de 10, spin de 7 mm. Cu pop-up de 6. Și uite, imediat cum de bine se stă. Desface, stai să se desfacă cu totul. Încă mai are până la prezentarea ei. Bine, au trecut 30 de secunde. Cât? Un minut, zi, un maxim. Minut, da. Uite. Asta este prezentarea finală. Pe metod asta este. Uite cât de frumos. Și a căzut exact pe farfurie. Da. Acum chiar că aia e cireașa. Direct în vârful, da. Cireașa de pe tort aia, da. Putem folosi și la monitor aceeași strategie. Eu folosesc la monitor, înfig puțin cârligul. Ai văzut că noi cam toți crăparii facem, da, chestia asta, înfigem, da, cârligul. Dar
să-ți cadă cârligul deasupra, să ai aceeași prezentare ca la momitor, eu îi fac pe partea cealaltă a momitorului greutate mai mare, ca să cadă cu, exact să aibă același efect de metod. Cum are el plumbul jos, să-i pun mai multă nadă de desubt și cârligul cu aftersul pe cealaltă parte. Ce avem acolo? Ăla e un substrat deja de apă. Avem câte lansete avem la apă acolo? 2, 4, 6, 8, ce am observat, 10, 11, 12. Ce am observat la aceste pelete în combinația cu... Au început și ei să... și ele să facă un nor de la CSL-ul. Da, da, de jur împrejurul lor. Da, da. Și le-a închis un pic la culoare, dacă observ, pentru că... Uite, se observă mult mai bine pe grup aici, unde am pus pozele, unde sunteți și unde ești și tu, da? Da, da, se văd. Și se vede perfect. Da, pentru cine nu știe, membrii deținători de abonamente Pescar, de la Pescar în sus, Pescar, Crap, Crapul de Aur și Cârligul de Aur, au prioritate în tot ceea ce înseamnă materiale publicitare din edițiile noastre, din emisiunile noastre. Pe lângă asta, au posibilitatea de a câștiga vouchere în valoare de 1600 de lei pe lună, în fiecare lună, de la partenerii noștri. Claumar Pescar, Marele Pescar, Fishing Mall și Senzor Planet, câte un voucher în valoare de 100 de lei, ori 4 vouchere fiecare, 16 vouchere în valoare de 1600 în fiecare lună. Odată, plus discounturile aferente de la partenerii noștri, inclusiv de la voi, Adi. Da. Discount la comenzile de pe site cu codul care nu vi-l pot spune aici decât membrii mei îl au de pe din grup și plus de asta că primesc în direct materialele necesare. Uite cum se vede pe grup. Super. Yeah. Adică ei primesc materialul ăsta în calitate HD. Uite roșu acolo. Da, și văd în detaliu absolut tot. S-a mai negrit puțin de la CSL. Da. Impactul lor o să se vadă acum la cei de 4. Acum chiar se vede foarte, foarte bine. O să iau metodul, auzi, o să scot un metod direct din gol pentru prezentarea peletelor de 4 mm. Să nu... Bogdan, hei, hal, cică ochelarii sunt degeaba. Mi-am luat și lupă. Acum cumpăr gata legate rigurile. Da. Mai dăm, te rog, o montură cu metod feeder. Da. El spunea că este atipic că punem o montură de metod feeder cu pelete de 4, știi? Pentru că la peletele de 4 ar trebui un metod XL. Da. Aceste dimensiuni sunt L, sunt un pic mai micuțe, XL-ul ți intră mai multă nadă sau pelete, știi? E particula foarte mare pentru mărimea metodului. Poți să arăți un metod deja lucrat cum vine de prima dată, dacă... Ia să vedem ce mai avem aici, dar e mai ok cu o buclă la spin. Bună întrebarea, Radu, să vin de Lovanțu. Ta, dacă se face un zoom în fața... Pune în fața acvariului. Imediat. Cu tot cu cârlig. Așa, da. Montura așa. Metod CMB. Tija. 40 de grame cu tija. Tija ne ajută la precizie. Pentru și că distanță. Mulți m-au întrebat de ce adăugăm tija. El vine normal în pungă fără tija. Flancă în aer, dacă noi... În distanțe de până în 50 de metri îl putem folosi 50, simplu, fără 50, tijă. 70, dacă da. Vrem să atingem distanțe mai mari, ne ajută foarte mult la precizie tija asta. Este mai aerodinamică montura și taie aer. Și ce bagi acolo? Îi bag tot un pop-up. Poate se desface acum nada ca data trecută, că așa a rămas. Momitorul lui Buga. Nu mai, ăsta a fost momitorul lui Mișu. Momitorul lui Mișu, uite, nada de usturoi are și niște particule albe prin ea, dacă vezi. Bine, asta s-a deschis aici, ce fel arată asta de pe momitor, e... E ce trebuie pentru crab. Și asta ce-mi dă mie impresia că o aspiră foarte repede, o tranzitează repede și dacă îi și place, bineînțeles, o ia fără probleme. O absorbe foarte repede. Da, da, da. Crapii sunt aspiratoare direct. Ai văzut și tu. Dacă da. El poate să ia bila aia de 24 foarte grea, corect. O aspiră foarte repede. M-a întrebat cineva un
mi-a scris un coleg referitor... Da, Popescu. Ce? Nu, zicea că nu mai face poze așa, că mă prind și pe mine în cadrul din fundal. Întreabă Borcan când sunt gata echipamentele. Cine a întrebat Borcan? Joi după miercurea. Întreabă Borcan când sunt gata echipamentele. Joi îl îngropă, așa zi. E vorba noastră. M-au terorizat de o lună când sunt gata echipamentele. Da, având un nou sponsor, a trebuit să le schimbăm și a durat un pic mai mult, dar sperăm că la târ să fie gata și pentru băieții noi din club într-o săptămână, două. Mi-a scris un coleg, cineva a întrebat de ce așa de multe wafters și pop-up-uri. Ai, sunt versatile, le poți folosi în diferite ocazii, fumigene, culori, arome, prea mic metodă. Așa, la wafters... tot mai multe culori. Dar mi-a zis colegul, gelurile se pot folosi și în cutia de fumigenă dacă nu mai are impactul respectiv. Adică dacă e un gel roșu, să zicem, și ai cril zmeură ca aromă, tot roșu la fumigenă și nu mai are impactul acela, ori al aromei, ori al norului fumigenă. Dai 3-4 jeturi, le amesteci. Aha. Puțin, le lași la soare să se usuce și este foarte intens. Și dă intensitate. Intensitatea. Da. Gelul se poate folosi direct pe method feeder. Se vede, noi folosim prima prezentare în proporție de 80% să se vadă un pic wafters-ul. Nu, și dai 4-5 jeturi de gel pe method. La impactul cu apa, efectul acestui gel este peștele fiind la suprafață, de la suprafață îl atrage pe substrat și vine pe metod, dă de culoare, după aia dă de pop-up și strage. Cam asta e tot procedeul. Da, e particula foarte mare și nu stă în matrița aia mică. A. Îl facem pe momitor și imediat după ce încearcă să amestece cu puțină nadă ionuț. Pentru desfacere, știi? Și uite, așa arăt și... Asta e folosirea gelului. Așa pot să arăt și direct chestia care ți-am spus-o mai devreme cu pop-up-ul deasupra monitorului. Aha. Adică să aibă efectul de metod. Exact. Da. Radu Stănilă, la umectarea peletelor, băieții preferă să le supraumecteze, iar surplusul de apă să-l arunce, sau preferă umectarea lor progresivă? Aș vrea să folosesc în combinație cu Grundbite pentru momitor. Păi cu... Eu le umectez înainte de orice mix cu nadă. Dacă le bagi în nadă, cu supraumectare, cu mai multă apă și arunce apa, sau... A, da, le putem lăsa, poți să pui foarte multă apă în funcție de mărimea peletelor. De exemplu, eu dacă pe perioada verii, dacă peletele au 2 mm, le las 2 minute în apă, foarte multă, după care le scot în sită sau în ceva. Dacă peletele sunt de 4 mm, le țin 4 minute să tragă apă, după care le pot băga în nadă, știi? Deci un minut pe milimetru. Exact. Auzi, Răducu, Ionuț, la acest tip și vrea să le folosească în combinație cu Grundbite pentru momitor. Deci vrea să facă un momitor din pelete cu Grundbite. Exact asta facem acum. Ia, dumii... Exact asta vrea să pregătească acum, da, un momitor cu o combinație de pelete cu Grundbite. Adu-mi și mie, te rog, după aia, Ionuț. Sunt două modalități de umectare, zic eu. Atenție, ce vreau să vă zic, să nu uitați, da, că avem de oferit 3 premii în această seară, în valoare de 200 de lei fiecare premiu și ce conține, vă zice încă o dată azi. 4 pungi din noile micropelete, 2 de 2, 2 de 4, o cutie de bazuca și o cutie de jumijuma. Aici avem mixul de pelete de care vorbeam, pelete cu... Da. Cu foarte puțină nadă. Uite ce frumos se deschide. Și acum eu nu ți-am dai, ai făcut nadă cu pelete? Când folosești ground, nadă cu pelete, ground bite, cum a zis el,
Poți să le folosești, umectezi nada mai tare, le bagi uscate, după aia mai dai de-a lungul partidei 2-3 umectări la nada per total și cam asta este. Deci poți să le bagi și uscate, poți să le bagi și un pic umectate. Ambele modalități le folosesc. Câteodată iarna le folosesc din pulverizator treptat, dau 3-4 umectări și le faci foarte repede, dai fâs-fâs și cam asta este. Sau le suprasaturez cu apă, vărs apa după 2-3 minute și după aia le las să se usuce un pic. Dar peletele de 2 mm. Păi, da, pop-up-ul. A ieșit chestia aia, ne spune. Dar n-ai pus... Nu, l-am pus. Firul. Ce? A, e, acolo ai zis că ai pus bazuca, da. Nu, acum facem momitorul cu... Aici fac momitorul ăla, cum am zis... Exact cum zicea Radu, colegul meu. Aici aș merge cam pe 3-4 minute umectare în apă. La peletele de 2 mm? De 2 și aici vreo 5-6 minute. Pentru că cele de 4. De 4. Pentru strict folosirea a lor la pescuit. Unde să pun eu doar pelete. Să se vadă mai dacă... Îl pun aici? Pe mijloc, în fața... Acolo. Cred că s-a pus peste bila aia. Și acolo este nadă cu ground bait cu... Că rămâne tot lângă momitor. Acolo este ground bait cu peletă. Mm-hmm. Uite, Răducu, exact combinația pe care vrei tu să... sau vrei tu să o folosești. Dar fii atent la primul momitor, cum s-a răspândit. Da. Ăla da, fiind doar de... Una e ground bait, una e să pui pelete. Uite, și dă... Mie-mi place exact cum lucrează, da. Modalitatea lui de... Efectul pe momitor este un pic mai lent. Adică prin presare... E și normal și atenție aici, noi nu avem impact cu apa. pH-ul, temperatura, absolut tot diferă. Curenții, plus lansarea, că vorbim de lansare, vorbim de impactul cu apa, corect, da. Da, păi, dacă ai face prea subumectată, îți dai seama că la impactul cu apa s-ar sparge imediat momitorul. De acolo ce ai pus pe al doilea metod? Un wafters de? Pop-up am pus. Pop-up de 6 mm. Nici de ăla galben, nu? Nu, acolo. Un pic. Nistor Boșcu, ești pus pe întrebări, Radule. Tot pe jumate este. Păi da, și uite, i s-a dat și răspuns lui Răducu direct în practică. Nistor, eu le fac în găleată, nu după ureche, nu am loc acolo. Da, corect, foarte ce? Bine. Întotdeauna momitoarele, tot ce înseamnă preparare de nadă și de prezentare la montură, faceți-o înainte să o aruncați în apă. Normal. Tot, să vedeți cum lucrează nada, se desface, nu se desface, în cât timp se desface și așa mai departe. Referitor la culoarea, la cel de-al doilea momitor, este și un pic de nadă acolo și și-a schimbat cromatica, acele pelete și-au schimbat cromatica. Ne întreabă cineva, Adi, aici, păstrate în condiții ok, cam cât timp rămân fresh sau mai bine zis ce termen de valabilitate au produsele CNB? Toate produsele, pentru că sunt multe produse și diferă de la un produs la altul. De exemplu, siliconul n-are cum să expire, este într-o aromă poate și 5-7 ani, avem trecut 2 ani la data de expirare. Gelurile n-au ce să se strice la geluri, minim 2 ani, că așa sunt legile, dar te pot ține și 5.
pop-up-ul și waftersul, aici este o chestie relativă, pentru că pop-up-ul în general ar trebui să țină un an jumate, doi ani fără probleme, dar aroma, dacă o deschizi în condiții de umiditate, în condiții de soare, aroma poate să se ducă și în 2-3 luni, pentru că nu mai este etanș în cutie, tu o folosești. Dar un wafters, cum mergem noi foarte frecvent la pescuit, și îți place, să zicem, curcubeu, că am zis că sunt 100 și ceva de bile acolo și folosești doar cutia respectivă, în 5-6 partide tu ar trebui să o termin. Valabilitatea la popa pe wafters este de 2 ani, aroma poate trece și în 2 luni, 3 luni, 5 luni, pentru că prin folosire și prin umiditate, soare, aroma trece. Și la nadă un an jumate, 2. Trebuie să știi că avem la Halo o pungă de prima nadă a noastră. Anul trecut o aruncasem, nu mai avem momentan, în 2020 prin iunie și fără probleme și a pierdut din miros, nu mirosea rânce, de aproape 3 ani de zile. Wow. Un an jumate, 2 la nadă, termenul de valabilitate. Și ce ați făcut acolo? Un mix de... Da, cum folosesc colegii mei și eu, nadă și după aia capac de peleți. Ce s-a întâmplat cu waftersul ăla din cadă de jos de acolo? E blocat. Au fost peleții mai... Și nu e pus? Nu, o să se desfacă până la urmă. Nu, aici... Ce, momitorul? Da. Momitorul se desface. Și unde e waftersul? Nu, a fost doar... N-are, doar ca exemplu. E nadă cu capac de pelete. Da, ce frumos a desfăcut, da. Și are în lateral peletele și pe lângă el și deasupra nadă. Dar momitorul se desface foarte frumos, da, foarte bine. E ok, adică un momitor pentru... Lucrează de când a intrat în apă, lucrează. Da, 20 de minute, eu zic am înfipt eucărligul foarte mult. Cred că l-ai înfipt în... O să se desfacă de desfacă. Și până la urmă momitorul, tu nu l-ai să ai o reacție rapidă în 3 minute, 5 minute, adică e undeva la... 20, o jumătate de oră, ceva de genul ăsta, adică și noi stăm acolo la o jumătate, 45 de minute. Oricum, crapul. Și întotdeauna nu prea e bine să se întoarcă momitorul gol-goluț. E bine să mai rămână pe el. Că dacă se golește imediat, nu e funcționalitatea de care trebuie să... Am o rugăminte la tine, Edi. Poți să scoți puțin momitorul cu bilac de cânepă? Vreau să-i arăt ceva lui Andu. Să-i arăți bila? Da. Mai dă-ne un șervețel, Ionuț, te rugăm. Ăla. Da, stai să nu ducă să nu facem aici. Ne putem aștepta și la un mix de semințe mici pentru înădirea grea în curând? Sau? Yeah. Nu. Adina ne întreabă. Da? E în discuție. Este luat în calcul. Robert Hatiegan, bun venit la Pescar. Vrem să-l... Robert, să știi că abonamentul pe care tu l-ai selectat în susținerea podcastului meu este abonamentul care îți face intrarea în familia cârligului Gagiu. Așa că îți mulțumesc frumos pentru susținere și am să te rog să intri pe pagina de Facebook cârligului Gagiu să-mi dai toate detaliile necesare pentru a te adăuga în grupul de WhatsApp familia online cârligului Gagiu. Nume, prenume, număr de telefon și nickname-ul de pe YouTube. Mulțumesc frumos, Robert! Această montură este cu spin, da? De se poate folosi spin și la bilă, la bilă de 16 și vreau să te uiți tu la ea, la dizolvarea ei. La cum lucrează? Apasă pe ea. Mamă, ce mișto lucrează! Nu sunt curenți, nu e temperat. Da. Da, și miros da, foarte uite cât de mișto. Bine de da. Nu știu cât are. Are, să zicem, o jumătate de oră? Cam așa. Acolo lucrează senzație. Dă-i un șervețel, cam la începutul... Foarte frumos lucrează. După pauză, și imediat. Și are peliculă, are tot ce-i trebuie, da, da. Dar în acvariu nu poți să compari dizolvarea din apă. Oricum, foarte mișto lucrează. Da, îmi place foarte mult, Adi, să știi. La fel și la luna tigrată. Și eu sunt curios la luna tigrată foarte tare. Pentru că aia mă atrage foarte mult pe mine. Poți să mi-o dai puțin, Edi, aluna tigrată, rigola? Adina, înădirea se poate face cu mixul de pelete 3-4 mm, cu o cutie de porumb și cu două mâini de nadă cu care pescuiești. Radu Stănil a oferit cadou un abonament la cârligul lui Gagiu.
Mersi frumos, Radu, și l-a primit cine? Ionel Mereu. A primit calitatea de membru de la Radu Sănilă. Felicitări! Ionel Mereu? Dacă ne ajută doamna cu un zoom aici, vreau să arăt două chestii. Ele nu sunt definitivate. Vreau să arăt aici ceva. Ia uite, Andu. Mm-hmm. Uite, diferențe. Eu îl dau eu mai aproape de cameră. Da, e aici. Mai bine la Mișu. Ia, dăm puțin, da. Să-l arăt direct. Pe amândouă. Cum este inițial Bila? Culoarea este închisă prima dată nebăgată în apă și după aia se deschide la culoare. Și se vede clar da, cât da, din da. Ea. Și care micro... Pastă. Ia miroase puțin Bila să vezi dacă mai miroase la fel și după aia s-o apeși. Cât de bine miroase. Da. Și cum dă din ea? Foarte bine. Foarte bine. Și plus de asta că... rămâne și particula aia mică din ea. Particulele astea da. Din ea, da, da, da. Și face exact pelicula aia care trebuie. Deci... Dar destul de rapid. Da. Adică e o bilă rapidă. Asta e o bilă pe care eu aș ține-o undeva la un maxim o oră jumate. O oră jumate, două, da. Da, din ce văd eu aici cum lucrează, o oră jumate maxim aș ține-o da. Eu. Pentru că lucrează foarte bine. Dă din ea și, și, nu este... și cu siguranță. Nu este, mamă, nimic, nu este nimic modificat, strict pe rețeta ground bait-ului nostru. Pe, ce mișto miroase. La toate. Ceva plusuri. Asta cu siguranță e da. Bine de cantitate top. Asta zicea și Edi că e bine am de zis, cantitate. Top. Am un concurs top, pe da. 17 mai. Și am cânepa, zis că... Cânepa știi de ce, de ce este... Ah. A intrat și bugamă până la urmă. Mi-a dat nu mai sucis, că mai trebuie să mai rămână ceva și pe momitor, că nu știu ce, că nu știu ce. Peleatele alea o să rămână până dimineața acolo. Na. Buga la butoane. Păi deja s-a dus jumate de momitor. Nu, jumate s-a dus, adică... dar în spate nu vedem. Deja a, el lucrează, uite, și lucrează în continuare. Nu e buga, n-ai reușit. Nu, nu ți iese. Da, nu avem cum să arătăm la cameră. În spate e deja dita mai mormanul de, de pelete. La Buga și Acu are pe momitor de la ultima emisiune. Buga al tot, tot acolo e, da. Băieții știu, cei care au fost prezenți și în ediția trecută unde Buga a făcut prezentare la acvariu, nu numai acel momitor vestit și care rămâne istorie momitorul lui Buga, a făcut o prezentare la acvariu, da, și în cadrul emisiunilor Fish & Tricks de marți și acolo am avut o mult mai bună prezentare. Dar și acum și este. Și acum, prezentarea e perfectă. Ia uite-te, Edi, la cârligul ăla galben. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, că nu e, e spatele, ba da, e în spatele, a căzut în spatele metodului. A. E în spatele metodului, dar e liber. Am înțeles. Ia, nu, el din spate arată perfect. Acolo, nu vezi tu, nu, da. Păi da. Și așa și momitorul. Eu cu Andul vedem de aici. Cum, cât momitorul de bine în spate s-a e spart deja jumătate. Am înțeles. Da. În față eu am pus mai puțină nadă, exact bine, pentru... Bine, acum tu îți dai seama, Adi, că... Și în momentul în care monitorul sau metodul cade în apă, el poate să cadă în diferite modalități. Corect, corect. Să rămână într-o parte și, sau alta. Ideal este să se desprindă de acolo și să lucreze exact așa cum trebuie. Hai să-i arătăm o bugă, să-i trimitem pe, pe grup, că... A, și o văd la suprafața apei. Acum văd cât de bine sunt desfăcute peletele... Păi da, ți-am zis, tu da, vezi doar din, din direcția ta, da. Dar nu vezi, nu vezi da. Perfect. Ce putem adăuga în grunt bait dacă este prea colant? Să-l facem să se desfacă mai repede. Pelete direct. Pelete uscate. Momitoare buclucașe. Ah. Ne spune cineva, da. Dar mie îmi place foarte mult cum arată momitorul, vorbesc foarte serios. Da, adică nu trebuie să rămână gol lui. Și lucrează, uite-l că tot da, lucrează. Da, tot și primul a fost ideal, adică sunt chestii de umectare. Ăsta primul care a fost da. Doar din, din nadă, da. Ăsta a fost doar din nadă de usturoi. Da, da. Ăsta s-a făcut acolo ceva, o da. Plajă, o nadă dar, care poate să rămână acolo. Sunt foarte... efecte care vrei. Sunt efecte care vrei să le ai. Nada de usturoi, o desfacem repede. O folosim așa, o umectăm mai puțin.
nada cu micropelete. Strângem un pic mai tare, umectăm un pic mai tare și ai efect. Pentru că nu ai trăsăturile foarte frecvente, să rămână acolo să-l tenteze. Sunt situații în care crapul ia direct după momitor cârligul și nada nu se desface. Dar am văzut, mi s-a întâmplat și mie de-a lungul timpului și am văzut filmulețe când se scotea crapul cu momitorul aproape plin, în proporție de 80%. Trăsătură de 3, a tras în 30-40 de minute, dar nada rămânea pe momitor. Da, singurul lucru care e anormal că a rămas înfipt în peleta aia. Da. Vârful cârligului. Cârligul, da. Dar o ia de acolo, deci un crab dacă ar absorbi, o ar lua și pleacă de acolo cu tot cu momitor. Dar când a plecat de acolo, a plecat cu tot cu momitor, da. Bun. Adi, cred că a venit momentul să facem, să dăm și cadouri din cadourile oferite în această seară. Ceasul s-a făcut deja 11. Aha, a trece timpul repede, foarte tare, foarte repede. Trecut, da. Nu ne lungim ca la emisiunea de joi, păi nu, avem târg. Dar știi care e treaba? Noi nu ne dăm seama, pentru că suntem aici, am ales varianta să stăm la masă, pentru că suntem trei. Și nici n-am stat la povești, da, adică da, da. S-a lucrat, muncit, s-a muncit, da. Da. Așa că am să vă rog să vă gândiți la, cel puțin la prima întrebare pe care o să o punem vis-a-vis de premiile oferite de voi. Hai să nu comparăm metodul cu pescuitul la crap. Ce ați făcut este extraordinar. Da, corect, corect. Asta încerc și eu să explic, pentru că momitorul nu trebuie să aibă aceeași funcționalitate ca metodul. Metodul e normal, trebuie să aibă o funcționalitate mai rapidă, iar momitorul întotdeauna trebuie să rămână cu ceva nadă pe el. Niciodată nu e bine să rămână fără nadă. Da, și treaba este că în apă, curenții, pH-ul apei, mulți factori, lansarea, impactul, da, cu apa, toate au un... Lucrează mult mai bine. Mă refer la corect. Metod, pentru că la momitor este 100% ok acea montură. Am prins pe metod ce n-o prins alții pe bile. Da, corect, se poate și asta. Da, diferent. Normal. O să ridicăm după momitorul să se vadă cât nadă, e jos în spatele lui. Nu, dar eu știu ce înseamnă momitor, pentru că vorba aia, așa am învățat. Dar e plin pe jos de pălete de, da, 4. Da, da. El a rămas exact nuca care trebuie să rămână pe momitor. Referitor la... Iar dacă mă întreb pe mine, faptul că a rămas cârligul acolo e un plus de... E o prezentare mult mai mișto. Mult mai mișto, de... exact. Arată foarte ok, da, prezentarea. Ar fi absorbit imediat, știi? Mm-hmm. Dar cel galben unde este cârligul? Că nu-l tot văd. În spate, exact. Noi vedem altfel de aici. A, tu nu vezi, de la primul momitor? Da, de la primul metod? Da, e perfect ăla. Uite-l, în filmare se vede. Acum văd. Da, și lucrează acolo, adică el joacă. Păi și acolo este mobilă de nadă, n-are cum să... Da, îți arătăm imediat în spate. Da, sunt chestii care și eu vreau să le înțeleg, că dacă nu am posibilitatea să fac teste la toate nadele, monturile, am făcut în trecut și mai facem, dar sunt momente când și eu mai învăț, știi? Exact. Bun, haideți cu toții în chat CNB, da? Scrieți cu toții cât un mesaj CNB să vedem dacă chatul este corelat la cât mai aproape de live. Să fim în siguranță cu toții, da? Dați-vă restart, dați-vă refresh. Așa, hai, toată lumea, CNB, că urmează să punem și prima întrebare pentru premiul. Uite cât de repede au reacționat băieții, sunt aici cu toții. Atenție! Deci, răspunsul trebuie să fie perfect corect. Verificăm chiar și literele. În cazul în care avem de specificat un nume de nadă sau un nume de orice altceva ce ne cer invitații noștri, trebuie să fie perfect corect scris. Bun, toată lumea este aici, frumoasă prezentare, bravo, CNB, toată lumea CNB pe chat, s-au umplut chatul de CNB, Adi, așa că am să te rog să vii și cu prima întrebare pentru primul premiu oferit în această seară. Sunt pierdut puțin, sunt foarte obosit cu multe. Are Mișu întrebarea pregătită? Ai o întrebare? O întrebare foarte ușoară.
cum se numesc noile bile CMB pe care le-am prezentat. Jumijuma. Bravo. De The Anim Sketcher. A, de, deci The Anim Sketcher. Primul, da? A scris și corect Jumijuma. Nu se vede oricum acolo. Bravo, cutie, felicitări. Dar... Nu, mai contează că a fost foarte atent. The Anim Sketcher, Jumijuma. Să-ți dea toate... Îmi dă toate detaliile, da? Nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare, absolut tot pe pagina de Facebook. Doar să le spunem că de luni, marți, săptămâna viitoare să trecem cu târgul. Atunci le voi trimite coletă. Corect. Am venit cu... Bun. Între timp, până pregătim o a doua întrebare pentru voi, pentru premiile din această seară, și The Anim Sketcher îl rog să intre pe pagina de Facebook Ligului Gagiu, acolo unde trebuie să-mi dea toate detaliile de livrare. Trebuie să vă arătăm în premieră, nu numai vouă celor de acasă, ci și invitaților noștri, tombola pe care le-am pregătit-o la Expo și da. Numele. A, super! CMB Extra Tombola. Super tare. Da, e mișto ideea. Foarte mișto. Da, acolo de la Extra Nadă, Extra Tombola, nu? Exact, da. Super. CMB Extra Tombola. Ei, eu am mirosit-o din prima. Da, da mie eu am... Mai are un lac câteodată. De la trecutul ăla. Da, această tombolă este valabilă în cadrul expoziției Fishing and Hunting, care va începe joi și se va termina duminică, acolo unde băieții vă așteaptă cu... absolut toate detaliile tombola necesare. Tombola va fi la tine. Și reduceri. Uite, și tombola va fi extrasă la noi. În sfârșit, la mine s-a desfăcut. La Buga nu s-a desfăcut. A, căzut cărligul, da. Da. Asta e prezent. Deja nu mai puteam de nervi. Zic, mă, dar cum l-am înfipt acolo? Păi s-a prins în spiță. Vezi, altfel monitor. Prezentarea când... Nu au sosit în răspunsurile înaintea întrebării. Probabil tu ai lag sau... răspunsurile au... venit exact după ce s-a pus întrebarea. Cum e normal, cum să vină răspunsurile înaintea întrebării. The Anim Sketcher este primul, da. Niciodată în istoria cărligului Gagiu am să vă rog, că presupun că știți cu toții, vă uitați cu toții la emisiunile mele, niciodată în 3 ani de zile de existența mea nu s-au făcut manevre în concursurile organizate la mine. Nu a existat nici măcar o reclamație. Da, și băieții de la noi care sunt pe chat n-au treabă cu premiile. Dacă va câștiga vreunul de la noi, se va da premiul la următor. Da, nici nu răspund. Nu, nu, nu. Dar nu, nu, n-au existat asta ca să... Ei sunt doar pentru susține. Avem screenshot și se poate. Da. Uite despre ce vorbeam. Exact, aproape... prezentarea ca la Method Feeder. De la monitor? La monitor, da. Da, da. Am întrebare, am bobinat-o. Da? Gata? Atenție, haideți încă o dată cu mesaje CMB în chat ca să fim siguri că toată lumea este atentă, da? E grea asta. O secundă, Adi, să primim mesaje cu CMB, CMB, CMB ca să... Haideți să repetăm, da? Mesaje cu CMB până punem următoarea întrebare. Ca să nu mai existe dubii că s-a pus întrebarea înainte de răspuns. Cine are lag să se mute la altă rețea de internet. Da. Bun, stop mesaje cu CMB. Urmează să punem o a doua întrebare din partea lui Adi. Pot să pun întrebarea? Te rog. Am spus la începutul emisiunii că vor fi bilele strict pentru crab. Ce dimensiuni și ce forme va fi în aceeași cutie? Deci avem două răspunsuri. Da. Două răspunsuri în aceeași propoziție, da? Deja văd de aici. 16 și 18, dumbbell și rotund. Nu?
16, 20 dumbbell rotund. Da, dar trecem la următorul pentru că el a mai câștigat un premiu. 16, 20 dumbbell și bile. Ionuț Adrian Zabou. E ok. Ionuț Adrian Zabou. 16, 20 dumbbell și bile. Corect. Ăsta este răspunsul. Deși câștigase tot Danim Sketcher, tot el era primul. Da. Nu, eu știam, eu am ținut minte. Da, da. Pe altfel, dar e o întrebare grea, zic. O întrebare bună, o întrebare foarte bună. Felicitări, Ionuț Adrian Zabou. Am să te rog și pe tine să intri pe pagina de Facebook Râgului Gagiu, acolo unde trebuie să-mi dai nume, prenume, nickname de YouTube și întrebarea la care ai spus corect. Da? Felicitări pentru premiile câștigate în această seară. Mai avem încă un premiu de oferit și aici tot așa, am să-i las pe băieți să se... Dumbbell și bile sau dumbbell și rotund? E același lucru. E același lucru. Că bila e rotundă. Nu știu, da. Dumbbell și rotund sau dumbbell și bilă. E răspuns corect. Mamă, dacă dă... Cât de atent sunt. Eu urmăresc chestii esențiale pentru mine, dar care le țin minte ce îmi convine. Și vorbim de o emisiune care ne ducem în 3 ore. Da. Da. Știi care e treaba? Că pe mine asta mă interesează cel mai mult. Pe mine mă interesează ca detaliu să fie de la începutul emisiunii sau în parcursul emisiunii, dar cât mai înainte, ca să verificăm exact pe cei care se uită cu atenție la noi. Pe mine asta mă bucură cel mai mult. Foarte nu mă bucură tar. Cel care intră doar pentru premiu. Da. Pe mine mă bucură să învețe ceva, pentru că noi de asta stăm și aici și asta facem aici. Și practică pe viitor aceste sfaturi de la noi și de la oricare exact. Altul care vine în exact. Emisiune. Da. Mai avem o întrebare, da. Dar stăm un pic să se liniștească chat-ul cu întrebările, pentru că mai urmează încă un premiu, da? Până acum s-au dat 2 premii în valoare de 200 de lei, adi 4 pungi de pelete, o cutie de wafters și o cutie de bile jumătate. Stai, mă, că vor să verificăm aici dacă la jumătate are cratimă între ele. Are. Mă, are cratimă. Asta cred că e. Da. Are. Avem. Unde pot să arăt? Deci la jumătate trebuie să-l luăm pe cel care a scris cu cratimă. Arăt aici? Corect. Ce jumătate? La întrebarea lui Edi? La întrebarea lui Edi, da, cu jumătate trebuie să-l luăm pe cel care a scris corect. Așa este. Bun, cine a scris corect jumătate este Cătălin Ștefan Ciochină. Cătălin Ștefan Ciochină sau Ciochina. El este câștigătorul primului premiu oferit. N-are nicio treabă. Pentru că așa am făcut și data trecută la litere și la tot, da, trebuie să scrie exact denumirea corectă. Dacă denumirea este scrisă minus jumătate, am înțeles, da. Da, trebuie să scrie corect. Așa, bun. Deci, Cătălin Ștefan Ciochină, jumătate. Pentru că oricum nu le-am arătat. Așa, și la dumbbell. 2 de L, la ce? La dumbbell. Cum e scris la voi? Cum e scris dumbbell? Cu 2 de L. Păi și ce treabă are dumbbell? Trebuie să scrie corect. Stai că vedem acum, da. Păi nu, următoarea întrebare a fost de bile. Da, de bile. Bile și dumbbell în aceeași cutie. Deci Cătălin Ștefan Ciochina, da? El este câștigătorul de la prima tombolă. La... Da. Deci Cătălin Ștefan Ciochina, încă o dată spun,
intri pe pagina mea de Facebook și îmi scrii acolo toate detaliile necesare pentru livrare. Nume, prenume, număr de telefon și adresa de livrare. Întrebarea la care ai răspuns corect și răspunsul pe care l-ai dat. Deci toate. Bun, și acum să reluăm la 16-20, da? Avem 16-20, Dumble și Rotund sau Dumble și Boiles. Boilies. Ionuț, mai poți? Da. 16 și 18, 16 și 20. Dădusem pe Ionuț Adrian Zabou, da, și a scris doar cu un L. Mamă, ce atenție ați fost la detaliu, bravo. Și căutăm acum Dumbbells 16-20, Dumbbells 16-20, 16-20, Dumble. Care a scris cu 2 de L este Adina Adina, dar a scris 16-18. Nu, nu, nu. Nu, 16-20. Deci o să trească să repetăm întrebarea aia. Da, punem altă întrebare. I-am blocat. Da. La prima era de înțeles. Deci și la a doua repetăm întrebarea, da? N-a fost niciun răspuns corect. La prima? La a doua. La a doua. Nu mai am resurse. Repetăm întrebarea, corect. Nu o mai scrieți acum 16-20 Dumble cu 2 de L și da. Boyle e corect și toate târziu, cele. Târziu. Se repetă întrebarea a doua. Bun. Păi, dacă sunt penibil pentru că dau premiile corect, n-am ce să fac. Cine ți-a zis că ești penibil? Unul dintre urmăritori, ești penibil, Andule Rușine. Mersi frumos. Eu îți mulțumesc că ești alături aici de noi și că ești și tu atent la detaliile pe care și noi le urmărim. Să dăm și să fim corecți. Asta e regula și bă, da, în România e, deci în România ești de rușine și în momentul în care vrei să fii corect. Ești corect, da. Da. N-ai ce să faci. Asta este strictețea, să știi că odată clădește caractere sau realizează anumite chestii, pentru că. Dar la mine nu contează asta, Adi. La mine contează să fiu corect, iar eu știu că pentru cei care câștigă într-adevăr la mine, am au câștigat pe mulți. Da, corect. 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 La VAR. Da. Da, repetăm întrebarea, la VAR. La VAR s-a constatat că a fost offside. Păi, am o întrebare. În România e penibil să fii corect și vă mai mirați că e unde e. Da, corect, așa este. Altă dată am fost fix în situația cu scrisul greșit. Am scris Naro în loc de Maro. Ei, ia uite, ei, băiatul Cătălin Ștefan Ciochina, care a câștigat acum, altă dată, a răspuns pierdut. Naro în loc de Maro. Da. Bravo, mă, uite, felicitări. Bravo. Da. Ia uite cine a câștigat, unul care perseverența și a pățit-o. Munca, da. Munca da. Să da. N-ai... Pot să pun întrebarea? Da, atenție, întrebarea numărul 2, da? La noile bile, cele negre, ce aromă au acele bile? Mamă, am uitat-o și eu pe asta. Taie microfoanele puțin. Gata, am tăiat microfoanele ca să aflu și eu răspunsul, că nu mai știam nici eu. Sunt strict după... Atenție, sunt... Vă dau și indiciu aici, sunt hai, două. Ca să nu mai ziceți că sunt... Sunt două. Sunt două, da? Și sunt două arome. Sunt adele noastre, adică e ușor. Și atenție și aici, că se scrie corect. Sunt la fel ca nadele noastre, adică e după... Deci până acum nu s-a dat. După o singură nadă. E în portofoliu nostru această nadă. Am pe cineva. Ai? Da, avem primul Alex răspuns Shura. Corect. Cum? Alex Shura. Da, scris cu nu, eu am... Alibut.
E cu D, Halibut. Halibut? Nu e Halibut, e Halibut. Nu? E cu T. Mai bine, Andrei Method Fishing. Halibut și squid. Ăla-i. Ăsta este. Și scrie și corect. Halibut și S-Q-U-I-D. Squid. Da. Andrei Method Fishing este câștigătorul celei de-a doua întrebare și al doilea premiu oferit. Bravo, Andrei! Intră pe pagina de Facebook Ligului Gagiu, acolo unde trebuie să-mi dai toate detaliile de livrare. Știi cum era ușor asta să o recunoască? Pentru că am zis portofoliu, alună, tigrată, cereal, ieră, ca... Ce? Cine nu-i vine să credă, cred că a câștigat, probabil. A, că a luat, da. Felicitări, felicitări, Andrei. Bă, cum a zis mai devreme, cum a făcut, nu, rușine, și a zis cumva, cum a făcut, nu mai știu cum a zis asta mai devreme. Penibil. Penibil, penibil, da. Ai, penibil, nebun, hai, ce mai urmează? Uite, mă, că ți-a căzut și ție cărligul. A căzut de 10 a minute, căzut de mult. Văzut? Nu, da. Stăpânadă, am văzut acum 10 minute. Da. Top emisiunea, da, mulțumim frumos. Mulțumim, băieți. Mulțumim frumos, da. Chiar am nada neagră. Ia uite ce zice Andrei, păi, Andrei Method Fishing. Știi de ce am venit? Nu cred că s-a mai făcut, nu pot să zic eu că am făcut, am inventat mare lucru în pescuit. Dar care a fost ideea pentru aceste bile de 12, de 16 și de 20? Ai nada de cânepă, care e campioană la noi și așa. Te duci pe o baltă de plăcere sau poate chiar și în concurs. Te duci cu nadă pe momitor, bagi bilă de cânepă la cârlig. Se camuflează și peștele o ia direct. Adică e la îndemâna pescarului. Sau... Mai ales că boilersurile astea pe care voi, tu aici mi le-ai prezentat acum în premieră, da? Sunt boilersuri făcute exact din nada... În proporție de 85% pe baza nadei. Se mai adaugă niște chestii. E normal. Nu se scoate nimic, se mai adaugă. Dar în proporție de 85% este pe baza nadei noastre, care până acum nu cred că a făcut cineva lucrul ăsta. Din nadă să facă boilies. Băi, da, nu știu. Noi ce proiectul... să-ți spun, știu că producătorul de boilies e producător de boilies, producătorul de nadă e de nadă, și acum... iar acum voi, asta chiar e o premieră pentru mine. Nadă cânepă cu bilă cânepă, exact. Nadă cril cu pelete de... Foarte tare ca și idee, ca și strategie. Și încă o idee care sperăm să o realizăm în scurt, foarte scurt, să facem din nadă pelete. Aha. Adică este foarte costisitor costurile de producție. De producție. Dar să faci dintr-o nadă, pentru că nada este scumpă, timpul, tot. Da, și foarte interesant în același timp și atrăgător. Da. Cel puțin, bă, m-aș duce să probez, adică să fac test cu ea să văd ce efecte ar avea. Și compatibilitatea dintre nadă și pelete este foarte ok, adică le ai pe amândouă la îndemână când vrei să le folosești împreună. Sau să zicem, nada noastră de alună tigrată este o nadă prinzătoare sau nada de cânepă, foarte prinzătoare. Și te duci pe o baltă și dai doar strict pe pelete de 4, cum folosești tu la crab. Și iei pelete de cânepă, care mi se pare o super idee. Bună dimineața. Da, păi nu trebuie să fiu atent acum, Marius, la VAR, la fotbal, ce faci în cazul ăsta? Ce ai de comentat și acolo? Ce ai de spus și acolo? Tu îți poți închipui că eu stau cu două chaturi și cu mii de mesaje sau sute de mesaje să poți să le verifici pe toate la secundă, așa cum ai vrea tu? Și ce? Ai mai greșit? S-a greșit ceva sau ce? Ce s-a greșit? Nu o iau deloc ca pe nicio critică constructivă pentru mine ca și moderator. Pentru mine ca și moderator ar trebui să verific ceea ce fac, răspunsurile corecte. Dar, da, ok. Nu uitați că mai avem un premiu de oferit, da? Am dat două, mai avem unul.
Cine pune întrebarea? Mișu sau tu, Adi? O pun eu. E ok, puiule? Edi? Da, mă uitam pe... Da, și lunea, da, dimineața, și marțea, și joia. Deci, le modelez rău de tot. Ai o întrebare? Da. Ai întrebare? Da, am. Pune tot. Bun, atenție, da? Urmează cea de-a treia întrebare. Câte culori avem în cutia de jumijuma? Aha. Asta e ușor. O știu, e ușor. Eu vreau să întreb. 4-6. 4-6. 3-4. Bobiță! 4. E ok. Bobiță, primul câștigător la ultima întrebare. Eu vreau să întreb câte sortimente de wafters toată lumea știe. De pop-up îți mai aduce aminte? De pop-up? Deci erau 46 în tot. Nu. Tu îți mai cât erau totalul? 43? Pop-up, cât am zis? La pop-up? 43, da. 43. Da, faci calcul. Mi-am adus aminte acum. Da, dar faci calculul, dar așa numărul nu-l țineai minte. Da. 16. Asta era mai grea. Da. Lasă-mă. Bun, Bobiță. Pe cât e ceasul? Am să vrei te rog să intri pe pagina de Facebook a Ligului Gagiu, să-mi lași acolo absolut toate detaliile, nume, prenume, număr de telefon și întrebarea și răspunsul la care ai câștigat premiul. Felicitări! Iată că s-a dus și al treilea premiu în valoare de 200 de lei. Da, peletele roșii de 4 sunt superbe. Nu știu dacă ai văzut cum arată în acvariu. Da, hai să arătăm și cât dacă hai da. Să arătăm și cât nadă a rămas. De să nu. Păi da, se vede structura momitorului. Pe gol. Se vede, nu, să vadă cât nadă e jos în spatele momitorului. E o plăcintă întreagă. Da. Bravo, Peti, da. Să verific dacă s-a scris corect 4. Trebuia să pun să scrie în paranteză și în litere. Păi poate fi pus 4 direct numărul. Bun asta. Mai sus, eu am spus direct culorile. Nu s-au cerut culorile. Nu, am scris numărul de culori. Numărul de culori din cutie, 4. Da. Da. Numărul lor, nu. Băi, ce vrei să facem? Dacă noi aici nu ne mai amuzăm și nu râdem și nu ne simțim bine. Da, da, și nu... asta cu că e strict sau că asta câteodată râdem. Bă, sunt strict, da. Din punctul ăsta de vedere nu pot să-i dau premiul unuia care dacă s-a constatat că a greșit, corect, da, revin asupra întrebării, se pune altă întrebare și gata. E simplă, nu e niciun fel de problemă. Uite, ziceam de cromatică, Andu, cel puțin pentru noi la feeder, dacă ai o secundă. Da. Nu știu dacă vezi peletele albe de pe primul momitor de aici. Ba, de aici se vede, da, din grămăjoara de pelete de aici din colț. Și cromatica asta cu roșu, cu galben, asta atrage peștele. Pentru... Dar uite ce structuri diferite avem, adică, uite, chiar o să mai fac poze acum să vă dau și vouă... E un amalgam acolo, nadă. Da. Dar nadă e și pelete de 2 mm, nadă simplă, pelete de 4 cu foarte puțină nadă, pelete de 2 mm simple și pelete simpli de 4. Dar e un amalgam frumos, adică sunt niște exemple frumoase, știi? Păi da, eu le mai fac poze ca să pot să le dau lor pe grup să vadă diferența de... Și uite-te cărligul de pe momitor cât de bine stă deasupra nadei, cum e prezentarea cu bazuca aia. Adică și eu dacă aș fi crab, da, aș lua instantaneu. Și peletele se văd structură, mărime textură mare. Textură mai mare, da. Dar și la primul mușuroi arată foarte bine, chiar dacă îți dă 2. Și ia să vedem și din față. Da, toate pozele acestea ajung pe grupul familiei Cărligul lui Gagiu de pe WhatsApp. Instantaneu. Bine, ești și Ionuț acolo, ești și tu. Da, tot ce a rămas aici în afară de bilecăsale tale, wafter și pop-up-uri sunt pentru colegii tăi. Mulțumim frumos, Adi. Și nadă. Ca întotdeauna când vine CMB-ul,
Cu nadă vine cu lăzile. Hai. Sunt acolo 30-40 de produse. Vă mulțumesc frumos, băieți. Mulțumim, mulțumim frumos. Da, îmi place să fim cu toții uniți. Îmi place împreună să dezvoltăm fenomenul ăsta al pescuitului. Niciodată în 3 ani de zile de existență, 2 ani și jumătate, nu s-au făcut manevre la cadouri. Întotdeauna cadourile s-au dat celor care au câștigat pe bune. Aici eu am verificat întotdeauna, da, la literă, la cifră, la punct, la virgulă, la cratimă am verificat în seara aceasta. Așa că dacă am început să deranjăm faptul că vrem să fim corecți, e clar că locul unora dintre noi nu este aici. Și cu siguranță vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi întotdeauna. Premiile sunt de lunea, de la 8 dimineață, marțea, joia, emisiunile tale sunt premii pentru noi. Da, vă mulțumesc frumos, într-adevăr așa este, da, am dat premii și luni, da, și ieri dimineața am dat tot așa 3 premii. Ce-ai făcut aici? Ia uite ce cât poze am făcut. Cât arată, da, fiecare, da, diferit, fiecare structură, exact, da. Da. Dar astea nu se pot vedea decât în grupul nostru de WhatsApp, acolo unde membrii au prioritate în a viziona exact totul în timp real. Cei care plătesc abonamente și susțin activitatea mea este normal să aibă prioritate în absolut tot ceea ce înseamnă citit de întrebări, prezentare și absolut tot ce au nevoie. Plus de asta, beneficiile de care beneficiază la fiecare abonament. Și eu am câștigat, dar aveam lag mare, așa este Andu, Salas Ionuț. Da, cu siguranță majoritatea ați câștigat la mine în emisiuni, pentru că de 3 ani de zile noi dăm cadouri în fiecare ediție. Poftim? Da, am încurcat emisiunea un pic, am ajuns la 11:30, a fost o ediție de senzație, o ediție cu premieră, o ediție foarte frumoasă din punctul meu de vedere al aparițiilor produselor noi, foarte multe de prezentat. Că nu ne-am lungit, adică corect, eu am vrut să dau, da, și eu am tăr, da, mâine. Păi și eu la ora 8, deja băieții sunt la mine să strângem tot ce înseamnă studio de deplasare. La 8 și eu plec de acasă, da. Și să ne vedem la Expo. Mâine dimineață noi ne vedem la Expo. Toată, da, ziua stăm împreună acolo. Stăm. Muncim împreună. Sunt fericit că am venit la această emisiune, dar când mă întorc așa cu stânga, da, parcă tot, da, da, parcă, da, tot, da, cupa asta. Nu că e a mea, dar dacă era a lui Edi sau al oricărui alt coleg din club, a fost chiar senzație. Asta a fost de senzație. Și de senzație. Și munca... Asta dacă o punem aici pe masă, nu ne mai vedem niciunul. Și munca de 32 de ani a mea, de la 9 am pescuiesc, cam asta a fost încununarea după 32 de ani. Îți dai seama cum e să devii campion mondial sau campion național, da, cred că, dar ea... Nu mai mă văd, da. Ea cum este făcută și nu e vorba de mărimea ei, este vorba coloritul și tot de ce cum arată. Da, da. De cum arată. Păi eu la campion național individual, locul 1. Ia vezi. Pune mâna pe cupă. Măi, e frumoasă că ești campion național. Plastic. Și ești campion național, da, în asta. E locul 1 la individual, vorbim. Mamă. Deci eu am luat locul 1 la campion național, da, și individual și pe echipe. Da. Și asta știu că undeva e ruptă. Da. Unde e? Aici, aici acolo, da. Deci așa am luat-o. Da. Așa am primit-o eu. Soclul ăsta ce face? Da. Chiar asta, e mai greu. Marmura aia. Marmura asta, da. Nu se compară cu asta de mondial. Asta, da. Vreau. Adevăr, asta este... Da, da. E bronz. Asta e superb. Da, e bronz. Și cu federațiile și cu tot. Da. De... Și harta Africii de Sud. A, că acolo s-a acolo, ținut super tare. Acolo, da, am câștigat, da. Felicitări, super. Treaba da, este că am vorbit la sfârșit de emisiune, am adus aminte de cupa mea, de cupele lui Andu, de campion, da, național, da, bronz la mondiale și tot, pentru că pescuitul, în afară de plăcerea de a pescui, îți mai dă și satisfacții de ego sau orgoliu. După exact, muncă de 3 ani, 5 ani, 20 de ani,
mai cât ocupă de asta și te ridică așa cu niște aripioare, știi că... Ci că următoarea întrebare, câte bile de 20 în cap în cupă? Adi ar fi în stare să pună o astfel de întrebare. Nu, că m-am abținut, dar na, cred că am emoții pentru mâine la târg, sunt și obosit după tură de noapte și astea, dar aveam întrebări mult mai grele. Da, nu e problemă, lasă că mai avem timp. Da. Mai avem încă emisii, mai avem foarte multe proiecte împreună. Sigur. Bun. Ne vedem pe 22. Da, pe 22 pe malul lacului, atenție, da, primul antrenament oficial filmat în direct, toate acțiunile la Method Fitness de mine. Făcute alături de Adrian. Adrian va fi acolo într-un antrenament oficial. Vom sta cât vom putea, cât exact. Vei putea tu să stai, că eu exact, fără voi rămâne la concurs. Da, da. Deci, dacă ne scrii pe pagina de Facebook, cu siguranță o să te contacteze colegul meu, că nu eu mă ocup de paginile de socializare. Vei primi acolo toate detaliile. Dacă ai identificat pagina de Facebook Cârligului Gagiu, dă mesaj acolo. Ne trebuie nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare și răspunsul la întrebarea la care ai dat-o, nickname-ul de YouTube. Da, marți. Săptămâna viitoare, cu siguranță. Dar noi îți vom răspunde mâine. Mâine, cu siguranță, colegul meu care se ocupă de paginile de socializare îți va răspunde în detaliu tot ceea ce trebuie să ne oferi pentru a primi cadoul. Bun, vreau să vă mulțumesc frumos pentru atenția din această seară. Vreau să vă felicit pe toți cei care ați câștigat premiile oferite de CNB în această seară, de Ovidiu Lazar și Mișu Eduard și Ionuț Dumitrescu Adrian alături Lazar. De Adrian Lazar și Ionuț Dumitrescu. Noi să le faci cu mâna. Cu siguranță pe băieți o să întâlniți la Fishing and Hunting Expo, care va începe joi. Voi fi și eu prezent acolo. Vă voi invita pe toți și aveți ocazia, da, și aveți ocazia să vă spuneți poveștile voastre la Fishing and Hunting în podcastul Cârligul lui Gagiu, pentru că acolo vom fi live de dimineață până seara, unde vă voi invita pe toți care treceți pe acolo să vă spuneți povestea de pe malul lacului la Expo Fishing and Hunting. Și vom fi și noi, nu? Și normal. În fiecare zi. Deci în fiecare zi. Patru emisiuni cu CMB de la târg. Exact, exact. Cu patru prezentări, cu ce vreți voi. Facem da. Tot ce vreți. Mulțumim frumos. Interacțiune să fie pentru public. Asta e cel mai important. Și după aia duminică la tombolă să... Toate zilele, da, voi fi acolo prezent cu live-uri. Să dăm 9.000 de lei la băieți. Și tombola, da. Și tombola tot la noi. Duminică se va face extragerea. Să nu uităm de tombola CMB, da? Extra tombola CMB. Asta să mi-o dai și mie pe WhatsApp. Sigur. Mulțumim Bun. Frumos. Vă mulțumim frumos pentru seara aceasta și vă dorim o noapte cât mai ușoară și să veniți alături de noi la expoziția Fishing and Hunting, pentru că aveți foarte multe de vizitat acolo, iar în premieră Rom Silva a pregătit un stand de senzație, de senzație. Mi-a plăcut foarte tare. Da. Astăzi și am văzut acolo, n-am văzut în Europa. Vorbesc serios. Chiar i-am felicitat ce organizarea. Ce prezintă Rom Silva, scuză-mă. Standuri pentru... Vânătoare? Vânătoare, da. Da, okay. Da, da. Deci, ceva de senzație. Animale, tot felul... Cum să zic eu? Toate animalele împăiate sunt prezente acolo. Mamă. Tot, de la mic la mare. E un stand... Au construit un munte în interior, astăzi lucrau la el, îl zideau, deci au făcut, e ceva de vis. Nici nu știu dacă e Rom Silva o combinație cu ceva de afară, din străinătate, e de senzație. Masivă la mare de tot ce e acolo, da. Vă arăt poze, că am poze de acolo. Muzeu, da, exact, un muzeu cu animale împăiate. Un singur lucru mai vreau să zic. Ce vrem noi să facem, nu facem ca să vindem cu acest... cu acest târg, cu această prezentare, o facem ca să vă arătăm anumite chestii, să venim cu produsele noi, să ne cunoașteți mai bine, să vă oferim, pentru că vor fi teste și la noi la acvariu cu Nada și multe produse noi, dar trebuie să știți costurile de la aceste târguri din Arad și din București pentru toți participanții sunt foarte mari și sunt cheltuieli extraordinare, de ordinul miilor da. De euro per echipă și noi încercăm să facem lucrul ăsta ca să fiți voi fericiți, să veniți cât mai aproape de pescuit. Corect, corect. Și, mult și pentru a înțelege, a simți, a vedea, a mirosi, a face ceea ce nu se poate face într-un corect, magazin. Corect, corect.
Vă așteptăm la târ la toți exponenții, nu doar la noi, că nu doar noi avem ceva de prezentat. Să se facă diferența. Toată lumea. Da. Fiecare cu ce știe și cum cu poate mai poate. Bine. Corect. Corect. Vă mulțumim frumos, o seară minunată vă dorim și ne vedem la Expo. Seară frumoasă. Seară frumoasă. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Lugagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari aplici sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Lugagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari aplici sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună.